Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Gata? Ăsta e momentul în care începem mare veselie la noi, pentru că masa este plină, după cum se poate vedea în cadrele alăturate. Cu fructe oprite. Cu fructe oprite. N-ai voie de acasă. Știi bine că n-ai voie. Știu de acasă. Știu că n-am, dar am voie să mă uit. Adică exercițiul contemplării încă nu mi-a fost răpit. Va rămâne drept butaforie. Asta mai vedem. Știi ce greu mi-a fost să fac rost de o parte din lucrurile astea? Mulțumesc că ai venit tu cu completare. Eu am venit cu restul, eu am niște trasee știu. Acum o să pe care nu le aleg, adică așa, pur și simplu ele mi ies în cale locurile astea. Da. Hai, povestește-ne despre unde sunt patiseriile de la colțuri care ți ies în cale. Precum... Da, nu, am o mică dezamăgire dublată însă și de exercițiul justiției în aparatul guvernamental. Mi-au fost demolate patiseriile de la stația de metrou Unirii. Dar cele înțeleg, de la metrou, știți da, că aici a fost un război cu aici metrou. Aici e un război da. Care continuă, da. La noi, în sectorul 3, încă sunt magazine pe la metrou. S-ar putea să se lege și de culoarea politică a primarului, nu știu. Până când va fi interceptat și primarul ăsta în care să ceară jumătate de stație, că atunci să dărâmă, știi? Da. Știi că Piedone așa a făcut, știu, după ce au apărut interceptările alea da, dărmător. Și a zis, da, dar s-am glumit. A fost un spirit de glumă, că asta e. Când vrei să fii fin, nu spui am glumit, am făcut un spirit de glumă. Da, prin urmare, eu aveam două proptele mai degrabă psihologice, una la ieșirea dinspre Elefterie, una la ieșirea dinspre Municipal. Patiserii foarte bune amândouă. Poate ți-e foame, poate nu ți-e foame. Așa. Asta le zice psihologic. Da, da, da. Și mai sunt câteva. Astea pe care le-am luat acum, bun, nu sunt toate luate de mine, o parte... E contribuția ta. Sunt luate de la Unirea, de la ieșirea din stația de metrou, în drum spre tramvaiul 32, pe care nu îl recomand nimănui. La mine e o probă de sacrificiu de sine. Și acolo sunt una lângă alta, tot felul, covata cu bunătăți, că le și cheamă într-un fel. Da, așa, da, da. Matei, Luca, mă rog, Petru. Evangheliști plus Vezi Petru. Toți evangheliștii au... Nu, nu sunt chiar toți. Sunt Luca și Matei. Luca și Matei. Că Petru nu e evanghelist. Dar nu e, nu e. Da. Luca și Matei. Dar sunt Luca și Luca și Matei. Matei este? Ei, cum? Sigur. Este începând de la ieșirea, Matei, da? Începând de la ieșirea dinspre, de la Pipera și terminând cu Piața Unirii și probabil altele. Eu știam doar de Petru și Luca. Dar am, nu, există ce? Matei. Există Matei. Vine tare din urmă de câțiva ani. Am înțeles. Luca e un clasic deja și Petru, da, sunt și patiserii simigerii Petru, dar nu le amestecăm cu evangheliștii. Am înțeles, dar eu sunt mai nepriceput. Prin urmare, de aici le-am luat, de la Unirea. Să știi că odată am testat lucrurile astea, adică m-am dus și la Petru și la Luca, cred, sau la Matei. Noi eram la Brașov, sunt două una lângă alta. A, știu, peste tot sunt una lângă alta. Și aici sunt una lângă într-o parte erau clar covrigii mai pe gustul meu, dar nu mai știu încă, să zic. Da, la Luca sunt ceva mai ieftini decât la el alți, da. Sunt tot felul de forme de atragere a clientelei. Și pateurile alea de la Unirii erau bune, dar și mai bune decât pateurile erau, noi acum anticipăm discuția. Da, ce o să facem mai târziu, da. Și mai bune erau dobrogenele cu brânză sărată. Povestim despre aceste lucruri și de unde ni se trage această chestiune și, dar până atunci mai este, v-ați dat seama, o să fie unul dintre subiectele noastre. Altfel, ai zis, domnule, trebuie să începem emisiunea de astăzi cu Mike Oldfield și o să, nu piesa cealaltă care se chema cu Moonlight Shadow, Moonlight Shadow pe e care știe toată lumea, dar este Moonshine. Shine, da. Da. Hai să vedem. Cei la care revin. Pentru că m-am invită, adică are o muzică atât de, nu complicată, dar de frumoasă și atât de elaborată și atât de diversă, pentru că el cântă tot soiul de feluri de muzică. E și un precoce, e adevărat. Adică el s-a lansat cu Tubular Bells, pe care a început-o... E 1970. E născut în 73. E născut în 73. Deci are 68 acum.
acum. Nu, e, discul e din 73. Că... El născut în 53, pardon. 53. Da, discul este din 73, da. Discul a apărut în 73, da. Dar a fost pus la copt mai devreme. El a fost unul dintre cele mai bine vândute albume, da, din toată omenirea asta. Cred că a stat vreo 250 de săptămâni pe primele locuri. A fost o surpriză pentru multă lume, pentru că venise un om ieșit din adolescență, că tot am vorbit noi în ediția trecută despre adolescenți, și abia ieșit din adolescență a reușit să compună această piesă, această suită care se cheamă Tubular Bells, la care el cântă la multe instrumente, mai precis la toate. Dar asta ce am ascultat noi acum, asta este 2000... Nu, este relativ recent, e de câțiva ani, se cheamă Man on the Rocks albumul și Moonshine este una dintre piesele pe care se aude vocea lui Luke Spiller, că nu cântă Mike Oldfield aici, el are și voce pe unele piese. Aici este Luke Spiller, un solist care i-a plăcut lui Oldfield foarte mult și care e așa o combinație de... Cine poate să-l caute și să-l vadă, e o combinație de David Bowie și Freddie Mercury. Serios, dar tânăr, 30 de ani. Și are o voce bună. A înregistrat cu Oldfield undeva în Bahamas, acasă, la Mike. Da? El acolo stă de o vreme, s-a retras, i-a și murit un copil. În 2015 și un om tânăr, avea 33 de ani. Da, a căzut da. Pur și simplu în studio. Da, exact, da. Ori Mike Oldfield a apărut cu Tubular Bells, a explodat. Povestea spune că ar fi înregistrat-o cândva noaptea pentru un demo undeva într-un studio care avea liber doar noaptea. L-a văzut Richard Branson și i-a lansat pe piață la casa lui, la Virgin. După care au apărut alte discuri, Omadon, Incantations, Hergest Ridge, albume nu complicate, Platinum, nu complicate, dar cu o muzică, hai să nu zic alambicată, o muzică venind din mai multe direcții, din mai multe zone, din mai multe registre, cu multe influențe, inclusiv orientale. E un pic rococo. E puțin. Sigur că din când în când scoate și câte un album comercial, cum a fost Crisis, pe care sunt Moonlight Shadow și altele. Moonlight Shadow a fost intens difuzată, mai puțin la noi, dar după 90 a fost și la noi. Da. A cântat Bacchus Sally Oldfield cu ea, care este sora lui, e mai un frate Terry, e o familie de muzicieni. Sally Oldfield are la rândul ei o voce splendidă, mă rog, la rândul ei. Mike nu. Mike are o voce mai de cot-codac, așa, dar atinge excelența în... la multe instrumente. Deci eu l-am auzit cântând la o mulțime de instrumente și este un tip care se arată rar. A venit la Jocurile Olimpice. Deci atunci am făcut o excepție. Eu de obicei evit festivitățile de deschidere și de închidere. Sunt foarte frumoase. N-ar trebui. Da, s-ar putea. Dar eu îmi găsesc frumosul din alte... Că cea de la Londra, unde l-ai văzut tu în 2012, a fost chiar spectaculoasă. A fost cu montaj, cu căței maestății sale, știu. S-a sărit din elicopter, un spectacol pe care îți dorești să-l vezi. Da, eu l-am citit, ca să zic așa, traducând Middle England lui Jonathan Coe, pentru că este prezentat acolo festivitatea de descriere. Am văzut și videoclipul, recunosc, cel cu Daniel Craig și cu ceva care era... chipurile maestatea sa și cu câinii, cu parașuta, dar la Mike Oldfield chiar m-am uitat, că știam că o să apară și am pândit momentul. Ai pus-o pe Irina să zică hai aici, că a venit Mike Oldfield. Da, nu, eram așa atât de la începutul relației cu Irina, încât nu-mi permiteam nesăbuință de genul ăsta. Abia urma să o conving să mergem la un meci de fotbal. Deci nu puteam risca chiar totul din prima. Dar știu că Oldfield a venit, a cântat în stilul lui, așa, total desprins de realitate. Deci era în lumea lui, putea să cadă totul în jur, nu-l interesa, el era acolo. După care a plecat. S-a dus la aeroport, s-a suit în nu știu ce avion închiriase și a plecat. N-a mai stat la restul festivității, era poftit la lojă cu alți oameni importanți. No. Să știi că ți-am adus cartea să-ți explic de ce îți place. Creatorii de hituri, da? Da, o să vorbim despre asta un pic mai încolo. E o formulă care chiar poate să definească ceea ce ai văzut la Oldfield. Îl zice most advanced yet acceptable. Adică, mă rog, o să explic la momentul cel mai avansat, dar cu toate acestea
de acceptat. Bine. Că alte lucruri nu le vei accepta, după cum bine știi. După cum mă cunoști. Da. Așa. Măi, e foarte frumos omul, dar da, trebuie să începem emisiunea. Mai povestim despre dățile viitoare. Okay. Hai să dăm drumul și la emisiune și la acest podcast, să ne salutăm publicul, să-i salutăm pe oameni. Așadar, suntem în măsură să începem. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii. Salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. Ți-ai anunțăm pe oameni ce vom face astăzi, în afară de merdenele, muzică și explicația hiturilor de toate felurile pe care le vedem noi. Astăzi vom vorbi la îngrijorări sănătoase despre modul în care avem grijă de cei în jurul nostru. Mm-hmm. Sau n-avem. Sau n-avem. Sau de ce lăsăm în urma noastră. Că asta e altă și altă preocupare. Și uite, de exemplu, fiul mă acuză și mă întreabă destul de des ce avem de gând. E o generație care crește altfel. Vom vorbi despre mediu așa cum îl înțelegem noi și de fapt nu îl înțelegem prea mult în această țară. Ne vom prezenta cărțile jucând unul la unul. Una dintre cărți v-am arătat-o deja. Să știi că astăzi l-am adus și pe Vasile Ernu. Okay. Așa. Și nimeni nu e perfect. Dar nu l-am adus să-l critic. Am fost lucruri foarte frumoase în, în cartea lui. Dar, lui. Da, e o chestiune ideologică. Acolo discutăm. Vom vorbi mod evident și despre ce se întâmplă la Olimpiadă și despre un nou, cum să zic, o nouă tendință care devine destul de clară, cea a sportivilor care nu mai trebuie să fie de fier. Cred că asta este, nu? Da. Acum, da, da, după ce avem această întâmplare cu Simon Biles. Simon Biles, da. Deci până acum le-am cerut să fie zei, acum acceptăm că pot fi totuși oameni. Acceptăm? Da, acceptăm. Da? Eu zic că e de acceptat. Hai să vorbim dacă e de acceptat. Okay. Păi și atunci imaginea campionului, e un campion mai de catifea, așa? E... Campionul are slăbiciuni. Alcătuirile invulnerabile, unu, că nu prea există pe lumea asta, doi, sunt antipatice. Nu știu dacă sunt antipatice. O echipă care câștigă într-una, indiferent cum s-ar numi, devine nesuferită. Da. Dar dacă o să câștige cu având o săgeată înfiptă în picior, nu? Asta va face o simpatie. Ei... Hai că, da, discutăm. Noi v-am prezentat așa contextul. Simon Biles a spus... Da, o să vedem și textul. Zici, Simon sau Simon? Simon, zic Simon, eu. Da? Da, da, da. Ok. Simon dacă era băiat și n-avea eu la sfârșit. Ok. Ea spune în felul următor, că nu m-am putut concentra, m-am retras din competiții. Spunea la data Olimpiadei și... Da. Ia să fi făcut... My inner devils. Ia să fi făcut Nadia treaba asta. Bine, Nadia ajunsese la un fel de robotizare, dar da, stai puțin, că Nadia a crescut în alt sistem, nu cred că i-ar fi dat în cap. Sigur că da, era Bela acolo, cum nu poți? Și cred că Nadia a spus de multe ori. Situația nu era deloc Bela, dar Bela era acolo. Ce mai avem astăzi? O să avem și fotbal în mod evident despre civilizația stadionului. E absolut necesar să vorbim despre acest lucru. Și cam ăștia suntem, sigur, neașteptările sunt la locul lor. La cererea publicului, să spun așa, l-am adus pe artistul pe care l-am invocat data trecută, dar n-am apucat să-i dăm play. Și o să mai am o poveste acolo, ce zice să vorbim despre... Dar nu, hai că de asta e neașteptare. Bun, 15 secunde de publicitate în acest moment, după care revenim și ne îndreptăm către Franța. Franța. Ținutului cu suflet bun.
Bine ați revenit la Vorbitorinci. Prima parte o dedicăm dorințelor franceze ale domnului Radu Paraschivescu. De ce Franța și nu Italia în această vară? Întrebarea e bună. Motivul elementar este că în Italia e foarte cald vara. În Franța poate fi, dar nu neapărat. Anul trecut am fost în Normandia, unde canicula vine greu, dacă îmi vine se simte, și anul trecut am prins val de caniculă în Normandia. Ne-am fixat așa un fel de obicei megaburghez de a-mi face ziua cu Irina, ziua de naștere, undeva în Franța. Voilà. Da, voilà. Profitând de faptul că Digi e în concediu. Chiar burgheză, adică stă da, da, e mega burgheză. Mega burgheză, da. Da, bine, mai face economic, ca să zic așa. E mai ieftin în Franța. Nu mai face economic ca să ajungi, ca să ajungi în Franța, da. Nu, e o țară la care ținem amândoi enorm, ținem și la Italia enorm. Ironia face că în momentul în care ești în Franța s-o declar cea mai frumoasă, când te muți în Italia s-o declar pe ea cea mai frumoasă. Încep să pățești același lucru și cu Portugalia. Și Spania e drăguță. Nici Spania nu era, asta am vrut să spun. Că lăsăm fost Germania și pe... deoparte. Păi o lăsăm pentru că eu încă n-am reușit să o capacitez pe Irina ca să o duc acolo, povestindu-i tot felul de lucruri despre Bavaria, că eu acolo am fost. Da, da, da. Care mi se pare că e zona să știi cea că mai am văzut bogată. Între Melk, abația Melk și, da, mai știu, localitatea Melk în Austria, în Austria, da. Pe malul Dunării am văzut niște localități care rivalizează cu cele italiene. Cum să nu? Exact, da, eu am fost în Passau, care e în Bavaria și care este pe malul Dunării și care are o catedrală barocă absolut excepțională și care este un oraș frumos. Și toate orășelele alea, Würzburg, Regensburg, care se cheamă în italiană Ratisbona, dacă nu știai. Ratisbona. Ratisbona, îi spun Regensburgului. Tot ce e acolo, Nuremberg, este un oraș splendid. Nu mai vorbesc de München, că, mă rog, e capitala. Totul este frumos, dar tentația franco-italiană e atât de mare încât Germania alunecă totdeauna în clasamentul opțiunilor. Hai să le dăm oamenilor idei, da, ca de obicei. Deci ei sunt curioși ce o să viziteze Radu Paraschivescu, ce vizitează ca să, da, poată să aleagă... Să vedem că încă n-am făcut o hartă. Principala țintă este Britania, Bretagne, unde o să ne vom fi cazat, că în momentul când apare povestea asta, noi am plecat deja, într-un orășel care se cheamă Dinan și care nu știu dacă are niște ancore culturale fantastice, dar arată sublim. Și l-am căutat, că ăsta e șarmul internetului, te ajută să fii leneș. Și am căutat pe internet și am văzut niște imagini cuceritoare de acolo, din Dinan. Pare și bine plasat pentru tot felul de deplasări, că noi nu o să stăm în Dinan 6 zile. O să ne plimbăm. Închiriem o mașină, vorbesc la pluralul maestății. Irina închiriează, Irina conduce, da, și eu din când în când îi spun vezi să nu urcați pe ăla. Și o să mergem de acolo în tot felul de locuri. Cred, sper să avem timp să vedem falezele roze, roz, care încep la pe roz ghirec, mi se pare că se cheamă. Sunt roz de adevăratele? Sunt roz de adevărat, sunt faleze de granit roz și nu e în funcție doar de cum cade lumina sau de soare sau chiar au o culoare știi aparte. Știi că în Grecia, Elafoniții, plaja, cred că așa îi spun, n-am plaja fost, roz, dar... îți spun eu că, da, am fost eu pe o căldură din aia infernală, aia arată roz în poze și când ajungi acolo începi să cauți rozul ăla pal. Da, da, nu e de flaming. Nu. Băi, nu e chiar. Da, nu e palocuri chiar, mai dă rateuri. Ah, okay. Oh, nu, și vorba, nu? Da, da, este o curiozitate. Mulți oameni ne-au spus să facem drumul ăsta că merită și pe urmă s-ar putea să mai mergem odată spre granița cu Normandia la Saint-Malo, am fost anul trecut, așa un pic. Și ne-a plăcut ce am văzut. E o primărie sub formă unui castel foarte interesant, un oraș tot pe malul mării. Și pe urmă, Rennes bănuiesc, că e totuși capitala. Nu știu dacă ajungem sau nu la Nantes. Eu aș vrea să ajungem la Quimper, care iarăși este un loc extrem de pitoresc, puțin cunoscut. Pe lângă Dinan, care nu e pe malul apei, există Dinard, care este pe malul apei și care nu seamănă cu Dinan. E altă formă de spectacol arhitectonic și semi-rural, să spunem. Astea ar fi țintele imediate.
Și ce-o mai apărea pe parcurs, pentru că asta spunem noi că o să vrem să vedem, dar mergând cu mașina pe acolo, cine știe ce-ți mai iese. Zilele astea am un prieten care este pe Valea Loarei. Urmează și la noi. Și îmi spunea așa, am înțeles de ce a picat regalitatea în Franța. Păi de ce, zic? Păi aici toate castelele sunt castelul regelui, castelul regelui. Da, zice, ăsta n-am împărțit nimic cu nimeni. Ăștia. Așa Și la un moment dat s-a săturat lumea de ei. Prea erau toate ale majestății sale. Asta știi cum e, ca și cum ai spune că toate cluburile care se cheamă Real sunt ale regelui. Că Real înseamnă regal. Au fost fiecare ale altui regi. Da. Mai ales la San Sebastian, acolo unde palpită monarhismul. Asta e echipa spaniolă. Da. De-aia. Pentru că echipa cealaltă bască este... Și ăștia se bat între... spuneam de Real Sociedad. Pe Real Sociedad. Suporterii lui Real Sociedad nu se înghit cu suporterii, dar o să revenim. Da. Nu e Athletic Bilbao. Bilbao. Da, sunt niște bătălii acolo. Dar, apropo, cartea de-o citire mai amândoi, a lui Aramburu, Patria, are pasaje în care descrie aceste întâmplări. Ne-am dus la meciul greșit. Stai să zic. Nu mai facem. Nu mai facem, da. Așa, deci asta o să fie episodul breton și pe urmă o să ne mutăm pe Valea Loarei, dar nu la Chenonceaux, nu la Chambord și nu mai știu unde, ci într-un orășel care are castelul lui, firește, și nou. Are și o uzină nucleară, s-ar putea să o sărim din program. Dar la Chinon o să stăm 5 zile și tot așa, o să ne învârtim încolo și încoace în funcție de un traseu pe care încă nu l-avem configurat. Urmează să dezbatem, să vedem. Irina trebuie să aibă votul decisiv, ea fiind și purtătoare de volan. Eu mai arunc așa câte o idee și până la urmă iese o rețetă frumoasă. Cum a ieșit anul trecut? Anul trecut am fost în Normandia, puhoi de lume, ceea ce noi n-am știut. Probabil acum s-ar putea să nu mai fie. Anul trecut era vârf de pandemie cu o situație bună în Paris, un Paris care era pustiu și pe care l-am văzut pe tihnite și fără să auzim turnul Babel care e de obicei acolo. Dar Normandia era plină ochi pentru că francezii nu mai putem pleca în concedii, au ales fie să se ducă în nord la mare, fie să se ducă în sud la mare. Asta noi n-am prevăzut și ne-am strecurat cu greu prin catralioanele de oameni în care urmă, erau acolo. În urmă cu câțiva ani am fost la Paris și, mă rog, pe lângă lucrurile obișnuite, a fost și o întâmplare cu mâncare absolut adorabilă, pentru că orice turist știi cum e, mănâncă prin centru, pe unde îi se pare lui cârciumile cu pricina, unde am avut niște experiențe ok, și cum s-ar spune, dar având și acolo neamuri și prieteni, asta e bine. Unul dintre ei spune, vărul Alinei, de fapt, zice, hai să nu mai mâncăm aici, în centru, unde sunt toți turiștii, să mergem în zona castelului, cred că Vincennes se numește, un castel. Vincennes, da. Vincennes, am fost și eu anul trecut. Vis-a-vis de castel este un cartier. E o ieșire de metrou chiar acolo. E ultima stație a metroului și iese într-un cartier de clasă medie, mijlocie pariziană, care are câteva restaurante în care se mănâncă la prânz și seara mănâncă localnicii. Nu e picior de turist acolo, că cine să se ducă la capătul pământului? Da, ei se duc în cartier la ta. Exact. Mare. Și acolo am mâncat absolut impecabil. E adevărat, ajutați de o chelneriță româncă. Așa. Care ne-a spus exact ce trebuie. Restaurantul aparținea unei familii de măcelari și își făcuseră și restaurante și azi veniți la noi. Dar zice, nu comandați. Vă duc eu. Vă duc eu aici. Un pic de șampanie. Il flotant, cred că așa îi zice, nu? Il flotant. Il flotant, eu n-am mâncat niciodată. Nici n-ai voie. Dar și dacă aș avea voie, nu știu dacă m-aș încumeta. De ce? Nu-i cu lapte mult? Superb. Da. Cred că e mai mult ou decât lapte. Ok. Păi tu n-ai voie. Da, știu, da, atunci nu știam. Sau ai fi aflat după aia, cine știe. Superb. Deci am luat un prânz superb și pentru că românii se ajută între ei, a zis, fiți fără grijă, vi-l pun eu la prețul de meniul zilei. A, bun. Și de asta suntem noi, frate, ne ajutăm între noi. 22, atât era meniul zilei, 22 de euro de persoană. Da, era o sumă acceptabilă pentru Paris.
Și da. Ales așa trăiesc parizienii în fiecare zi și zici, da, aproape. Zici, aproape, aproape. Dar asta zic, dacă reușești să ieși din zona... Da, acum, din nou, Întâmplător nu e un oraș mare, din ce știu eu. O avea un centru atrăgător pentru turiști. Noi o să încercăm să mergem și pe la margine, că periferia de la Dinau nu cred că seamănă cu periferia de la Călăraș, habar n-am. E o presupunere, nu e o certitudine. O să vezi, o să da, o să avem și noi o chelneriță româncă în Paris, unde luăm micul dejun. Că avem un local al nostru unde bagheta crânțăne, un busărat, nu este beton, este atâta cât să-l poți pune pe pâine, să-l poți unge. Croasantul e abia scos, miroase, corespunzător ne spune, nu te aveți grijă, mai lăsați-l un pic. Întotdeauna mi-a plăcut dimineața să ies de la hotel să mănânc încă un croissant sau ceva. Da. Deși hotelurile pariziene sunt fermecătoare din punct de vedere al mâncării, ăștia chiar fac mic dejun. Da, știu, spre deosebire de alte hoteluri ale lumii, da. Nu s-au zgârcit niciodată, mi-a plăcut despre ei. Da, și la mine, asta e una dintre plăcerile așteptate și cred că nu o să pot să o cultiv atâta cât o să vreau, pentru că o să am fundașul de marcaj cu mine, care sunt și mine. Dar poți să mănânci legume câte vrei tu. Dar poate nu vreau eu. Eu zic. Dar, nu, sunt multe atracții și culinare în Paris și peste tot. În Normandia, de exemplu, dar și în Bretania este raiul fructelor de mare. Cazul tău. Aproape. De-abia aștepți, adică știu. De-abia aștept să le refuz. Face niște frituri de fructe de mare, ceva nemaipomenit. Dar abia aștept, pentru că e o formă de oxigenare. Și m-a întrebat de Italia. Italia nu acum vara, pentru că este infernal, cel puțin Roma, dar și alte zone, Sicilia, în Sardenia a fost incendiu acum câteva săptămâni din cauza vântului și a temperaturilor foarte ridicate. Probabil că la iarnă cândva, toamnă-iarnă, fie un city break la prietena noastră Roma, stând acolo la hotelul Biserică, ți-am povestit eu despre el. Care are capelă în continuare, fie poate o Sicilia din nou prin octombrie, nu știu încă, astea sunt doar schițe, vagi. Eu mi-aș dori tare mult să mergem din nou la Paris, la Orangerie, la Orangerie. Ce frumos e acolo. Pentru că Alina plânge când vede nuferii. Și da, nuferii vezi mai mulți la... Acolo e un perete mare, la Orangerie este un perete cu toți nuferii. Dar dacă vrei să vezi toți nuferii, iau Palina și du-o la Marmoton. Da, la Muzeul Marmoton, unde sunt într-adevăr toți. Da. Aici, la Orangerie, este, mă rog, o pictură uriașă, aproape frescă și care e absolut, absolut superbă. Sunt multe acolo. Sunt, cred că, o trilie acolo, cred că au câteva care sunt foarte frumoase. Da, au multe, au și Renoir, știu. Noi am fost, cred, nu știu dacă anul trecut sau acum 2 ani, dar cred că acum... anul trecut am fost la Orangerie. Da, aici se face. Sau, domnule, acum Paris o să fie animat, în fine, o să intri pe bază de certificat, pas sanitar, da? Adică arăți că ești vaccinat și tot o să fie în regulă. Uite, apropo de Renoir, în cartea asta, Creatorii de hituri, despre care o să zic mai târziu, este povestită istoria asta a impresioniștilor, pentru care Renoir s-a luptat foarte tare, pe baza unei moșteniri, o să zic doar două vorbe. Este vorba de un pictor care n-a mai devenit faimos, e mai puțin cunoscut decât ceilalți, decât Renoir, Monet, știu eu, Degas. E vorba de un domn care se numește Caillebotte, dar care avea foarte mulți bani, pe lângă faptul că avea o plăcere pentru pictură, și le-a cumpărat picturile acestor oameni înainte de a deveni celebri, iar la moartea sa a lăsat următorul testament. Avea picturi de Renoir, de toți impresioniști, avea cea mai mare expoziție. A lăsat statului francez și a zis așa: vă las toate aceste picturi care vor deveni valoroase, iar dumneavoastră, statul francez, aveți datoria de a le expune. Ești un scandal imens în epocă, pentru că romanticii și conservatori au spus: nu să expunem pe băieții ăștia și pe banii statului. Iar Renoir s-a bătut pentru această expunere. Aici în carte este prezentat și un raționament de către Derek Thompson, care spune că datorită bătăliei duse de Renoir,
7 sau 8 impresioniști au devenit mult mai cunoscuți decât restul clasei lor, tocmai pentru că au apărut în această primă expoziție, iar în urma scandalului imens, publicul s-a dus să-i vadă. Și cine sunt băieții ăștia care fac atâta scandal, care au umplut Parisul de scandalul ăsta? Da. Și așa au ajuns ei să aibă cele mai cunoscute opere și spune el, de exemplu, Caillebotte, care e un pictor la fel de bun ca ei, nu și-a câștigat nemurirea prin a fi expus cu Penelul, ci, mă rog, prin această faptă și-a spus, dezbaterea este cea care a creat în jurul acestor oameni o întreagă școală de pictură și un întreg curent admirativ. Da. Ei au făcut chiar și câteva experimente și au spus așa, apropo de familiaritate, dacă ți arată o pictură cunoscută despre care ai auzit sau despre a cărui autor ai auzit la oaltă cu o pictură necunoscută, tu vei spune că cea cunoscută este mai frumoasă. Mai frumoasă, bineînțeles. După care, dacă experimentul deviază, vei începe să apreciezi și celelalte picturi, dacă sunt arătate mai des. E foarte interesantă teoria asta. Și mă gândeam unde sunt acum impresioniștii în conștiința publicului, pentru că peste tot la Musée d'Orsay, de exemplu, sunt cozi, până la Giverny, acasă, la Monet, la Casa Memorială și la grădinile lui japoneze și la lacul cu nuferi, căci acolo sunt nuferii pe care i-a tot pictat el. Și acolo este lume mult, a fost ceva mai puțin anul trecut. Nu mai vorbesc de celelalte muzee. Și la Marmottan, acolo parcă a fost mai interesant anul trecut, printre altele pentru că Parisul era pustiu, dar acolo vezi și poți să și fotografiezi și dincolo de fotografiat poți să stai să te uiți. Pendelete, nu mai vin hoardele de turiști să-ți obtureze câmpul vizual. Nu, chiar e ok. Și la etaj este și o expoziție a lui Bert Morisot, care iarăși este o pictoriță foarte, foarte bună, înzestrată. Scrie și Julian Barnes despre ea într-un capitol, pentru că el are o carte, Keeping an Eye Open, pe care am și tradus-o, care a apărut la Nemira și în care vorbește. Sunt eseurile lui despre pictură, luate, culese, adunate de prin reviste, de prin tot felul de publicații. Și el este un mare amator și iubitor de impresioniști. Și mă gândeam la raportele lui Monet cu orașul Rouen, pentru că el are acolo o serie de tablouri despre catedrala din Rouen, care e somptoasă, în diverse momente ale zilei. Este fabulos, este fascinant. Plus o expoziție pe care am văzut-o cu Irina, cred că acum 2 ani, la Petit Palais, în Paris, cu impresioniștii francezi la Londra. E să vezi acolo ce frumuseți sunt. Da, nu știu dacă mai am. La Orsay am văzut cele mai frumoase lecții de artă sau de desen. Clase multe de copii, de la mici către cei mai mari. Și la italian e la fel. Și cărora le erau prezentate mari picturi ale lumii. Sigur că e un privilegiu să fii și parizian, să trăiești, să ai și capacitatea, dar și dorința unor profesori sau sistemului școlar de a ieși în afară. Și în loc să-ți spună la clasă, uite ce frumos sau uite cum făcea cu tare, hai să-l simți, să-l vezi, sigur, să-l auzi. Și e foarte bine și interesant să te lipești de ora de asta, știi? Mai faci, te pui așa cu spatele un pic. Da, și noi am făcut-o fățiș. Da. E adevărat, la Florența. Era un ghid. Să nu deranjez, mi se pare așa. Nu, stăteam bine, nu ne băgam în sufletul. Stăteam un pic deoparte, dar ascultam. Pentru că era un ghid care se cheltuia cu totul în ceea ce explica, era și un histrion desăvârșit și îi captivase pe americani, că erau niște turiști americani, după cum există obiceiul pe care l-am văzut în Italia, tot la Florența, ca familii bogate să aducă un ghid privat pentru copilul sau copiilor sau pentru familia lor. Și ghidul ăla îi duce din loc în loc. Știi că aici nu prea mă bag, că mi-e rușine. Că mulți dintre oamenii ăștia, uite, am văzut ultima dată la Viena, la Casa Secesiunii, era clar un grup de americani care angajase ghidul de acolo. Da. Era clar că oamenii plătiseră și făceau, era turul lor. Sigur că am tras cu urechea, dar nu m-am lipit așa, că am zis, bă, mi-e rușine ăștia. Cine știe cât or fi plătit pentru munca omului ăsta și mai vin și eu... Da, bine, asta e o formă de parazitism lejer, ca să zic așa, care poate fi survolată. E preferabil să faci așa decât să pățești ce am pățit eu la Praga, lângă Praga, la Palatul Conopiște, când am fost asimilat unui grup și băgat la un loc cu grupul ăla și ghidul era în rusă. Și se vorbea numai în rusă și eu mai înțelegeam numele proprii. Mă rog, fără ghid am văzut palatul și am constatat încă o dată
ce instinct de măcelar avea Franz Ferdinand. Era palatul lui și avea 100.000 de trofee acolo. Deci 100.000 la propriu. Păsări majoritatea, dar și urși, cerbi, de toate. Deci omul masacra. Ea nu mai era vânătoarele. El era, din punctul meu de vedere, boală. Adică, sigur, nu știam asta. Păcat că a fost asasinat, păcat că a început un război, dar păcatul nu e atât de mare. Adică au scăpat specii neexterminate. Mă uitam ca să terminăm pe o notă mai veselă. În casa secesiunii de la Viena am văzut o întâmplare din asta tulburătoare, adică de neadaptare. Există o frescă dedicată lui Beethoven, pe care Klimt a executat-o deasupra unei săli și care are câteva momente magice pe acolo. Și în sală, ca să ai experiența completă, muzeul cântă. În sine, nu cântă, ca să nu deranjeze oamenii sau să poată să vorbească ghizii, nu știu de ce, au dat căști. Multe căști. Dacă vin 100 de oameni, pot să poarte 100 de căști, fiecare să asculte Beethovenul lui în casca lui. O doamnă lângă noi, ori n-a știut, ori n-a vrut, dar avea acele căști, de zicei că sunt boxe. Eu prima dată când am intrat în sală am zis, dar de boxe? Zic, nu le văd, zic, unde le-au pus ăștia? M-am lămurit în 2-3 minute că nu erau boxe pentru că mergeau cu doamne. De avea căștile date, zic, doamne... Și vibra sternul. Exact. Eu cred că era exact așa ar fi ascultat Beethoven, săracul, când... Da. Sperând că aude. Sperând că aude. Și așa era. Ei, la un moment dat n-a fost acest episodul, că oameni care ascultă tare și mă întreb, oare de ce nu dă mai încet? Oare cum o suporta? Oare cum o duce? Avea și o fică, doamna, care asculta aproape în aceleași condiții. Dar nu înțeleg de ce au vrut să converseze între ele. Asta a fost spectaculos. Pentru că în momentul respectiv, evident, au început să răcnească una la alta. Toată sala s-a întors așa. Prima dată s-a râs. Dar doamna a continuat dialogul și vorbea din ce în ce mai tare. S-a oprit totul în sală. Da. Și oamenii se uitau la ele și zic, oare cum de nu-și dau seama că au niște căști pe urechi? Este genul meu de provocare ăsta. Te-ai fi dus să le spui, nu? Nu m-aș fi dus, m-aș fi oprit în fața lor și m-aș fi uitat la ele. Serios? Eu așa fac, da. Și în metro așa fac. Când vorbește cineva foarte, foarte tare, nu întotdeauna, dar de multe ori, îmi dau jos ochelarii, închid cartea și mă uit așa. Rezemat într-un peș ca în o noapte furtunoasă. Da? Cum? Nu te cred. Mă uit pe cuvânt, o să-ți iei bătaie într-o zi. Mă uit așa. Nu, și cineva, o doamnă m-a întrebat toate și ce... De ce vă uitați la mine? Păi zic, mă interesează ce spuneți, că bănuiesc, că de asta urlați, ca să aud și eu. M-am oprit din citit și acum vă ascult. Câteodată merge, câteodată nu. Și când nu merge, adică în 60% din cazuri, mă ridic înfrânt, arunc o privire clocotind de indignare și mă duc mai încolo, că metroul e mare, e lung. Da. Sigur că mai încolo risc să găsesc ceva asemănător. Dar de multe ori fac povestea asta. Da, n-am știut asta despre dumneata. Sunt blajin, nu insult, nu iau atitudine, pui lucrurile la punct. Un pic de atitudine trebuie să iei. Cum mai duce conversația asta în germană? Se sparie gândul. Mă rog, vizita s-a terminat cu bine, cred că la un moment dat, doamne, și-au dat seama, dar oricum a fost ceva absolut drăguț. Oricum, recomandare, nu folosiți căștile pe stradă, nu le folosiți în muzee, nu le folosiți în locuri unde sunt și alți oameni sau sunt pericole. Sau dați mai încet. Nici măcar cu asta nu sunt de acord. Pe stradă și la mașină sunt foarte periculoase din punctul meu de vedere. Iar seturile astea noi care au o facilitate numită noise reduction și care practic îți taie contactul cu exteriorul sunt... Te cufundă în lumea ta. Da, e o nenorocire. Nu trebuie făcut asta niciodată din 1000 de motive. Mă rog, paranteză care n-avea legătură cu subiectul, dar am simțit nevoia să spun asta tuturor părinților, pentru că eu sunt speriat când îl văd pe al meu că nu vede, nu aude, știi? Da. Eu nu o să am niciodată așa ceva. Căști? Căști. Niciodată. Visez la unele din astea care n-au fir. Mă mai gândesc, sunt cam scumpe. M-a tentat la un moment dat, dar de mult, acum 20 de ani, mă gândeam să-mi cumpăr niște căști ca să nu-i mai aud pe vecinii de jos. Deci, de ce? Aveau orchestră? Făceau tot timpul. Aveau dar tu stai evenimente. Destul de sus. Acum stau, și atunci stăteam la fel de sus, la etajul 4 din 4. Stau de 30 de ani în condițiile astea, dar vecinii de Ozana, unde stăteam eu, aveau tot timpul câte un eveniment. Ba un botez, ba o tăiere de moț, ba o rupere de turtă, ba tot timpul
se găsea ceva și rupere de turtă. Rupere de turtă. Și nu o făceau la restaurant, o făceau acasă. Mă, cred că am mai povestit eu lucrul ăsta, nu? Nu, mai spui data viitoare. Da, că ce-aș vrea, uite, să trecem de la poluarea fonică la poluarea cu totul și cu totul. Da. La mizerie. Da. Okay. La mizerie. Haideți să vorbim după lucruri frumoase, să vorbim despre lucrurile care devin din ce în ce mai urâte. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorările sănătoase de astăzi, prieteni, se adresează ideii noastre sau nepăsării noastre. Nu știu cum mai poate fi rezolvată. Nu e doar a noastră. Am fost în Grecia, am fost în Bulgaria în această vară. Bulgaria nu ar arunca tepeturi pe marginea drumului. Poate și din cauza că drumurile sunt prin afara localităților și noi fi observat eu, poate există o chestiune de genul acesta. Grecia e în aceeași neorânduială ca și România, în zonele locuite. În schimb, în Austria, nu știu, domnule, nu e plastic. De ce nu o fi plastic? Austria nu e în Balcani, s-ar putea asta să fie o explicație. Mi-ai spus tu zilele astea despre chestiunea asta a Balcanilor. E periculos să generalizezi, dar au un soi de delăsare. Nu toți, nu spun că așa e peste tot în Balcan, că există insule de bună cuvință și de curățenie și de atitudine fermă împotriva poluării și poluanților. Însă noi suntem din categoria lasă-mă să te las, întârziem în promisiune împlinite, întârziem în vorbe, întârziem în general și ca reacție. Și ca reacție în fața unor lucruri față de care trebuie să intervenim rapid. De tipul poluare, ecologie, lipsă de considerație pentru mediu. Uită-te la munte. Deci te duci în Sinaia, care este un oraș de munte, cu o gară regală, un oraș foarte frumos, în care s-a construit sălbatic în ultimii 20 de ani, dar parfumul locului s-a păstrat. Și o să vezi acolo, pe Valea Prahovei, să treci pe lângă podul sau podețul care te duce la cumpătul, de pildă. Și o să vezi cauciucuri, sticle, câte o cizmă din când în când, cârpele din copaci. Deci asta este motivul cârpei în copac și motivul... Eu am pregătesc o carte care trebuie să-i schimb titlul că nu place omului căruia ar trebui să-i placă, adică nu-i place Irinei. Eu i-am spus pe lângă plopii cu chiloți. Pentru că nu există cvartal din București unde să nu vezi ori un budigău, ori un gogoșar de la învechit, bătut de vânturi, spânzurat de o creangă și vin ploi, vin furtuni, vin cu tremure. Nu, și ăla rămâne acolo. Da. Deci ăla este, are o valoare de brand deja. Și asta spun. Nu o să te duci în Austria să vezi așa ceva și nu o să duci în Slovenia să vezi așa ceva. Întrebarea sau în Croația. Era, de ce știi că eu am fost la Durău zilele astea, zilele trecute și, domnule, am urcat și eu cât am putut să urc, că eu nu urmă. Dar am dat de plasticul de rigoare. Păi da. Până unde am urcat eu s-a găsit plasticul de rigoare. Mi-a adus aminte România și Grecia pe alocuri, mi-a adus aminte de Cambodgia. Știi că eu la un moment dat am fost în Cambodgia, poate o să și povestim aici, o să-ți povestesc. E o țară foarte frumoasă, cu o cultură mare în urmă, dar care este o țară care din cauza sărăciei, zic eu, lipsei de educație, are cel mai mult plastic pe care am putut să-l văd eu. Deci dacă ți imaginezi că aici e plastic pe marginea drumurilor, este ceva inimaginabil. Deci în Cambodgia plasticul este peste tot. Mi s-a explicat că atunci când vin marile inundații în sezonul musonic, ăsta este ridicat de peste tot plasticul ăsta de pe marginea drumului și curge și rămâne tot acolo. Să fac mări de plastic. Dar noi nu suntem acolo. Nu suntem acolo. Încerc altă explicație. Felul în care omul, iarăși nu generalizez, unii, țin enorm la locul în care stau și dorm și mănâncă și învață și se uită la televizor și fac sex și nu interesează cât uși de puțin restul. Adică să arate bine casa lor. Acolo. My house is my castle, da? Cum zice englezul. Și my body is my temple, ceea ce la noi doi nu e adevărat. Dar afară să se întâmple ce s-a întâmplat. Ca dovadă că am și la mine în bloc fumători care ies în casa scării să fumeze. Că de ce să miroasă, la el? Da? Mai bine să miroasă la toată scara. Ceea ce este un act de indiferență și de dispreț pentru ceilalți locatari. Dar
Da? Ea gândește la cârdurile de oameni care se duc în zilele libere la aer curat. Ce înseamnă la aer curat? Înseamnă grătare, fum și absența aerului curat. Ce lasă ei în urma lor? Tone de mizerie. Da? Ambalaje de la mici, cartoane cu muștar, peturi, da? Și niciun fel de grijă pentru locul pe care au venit să-l polueze, de fapt, în numele aerului curat, în numele ieșitului la aerul curat. Așa ceva nu vezi prin țările saxone, să zicem, prin țările din spațiu german, britanic, austriac, prin Croația, Slovenia, mă îndoiesc că ai așa ceva. Poate ca excepție, da. Poate cu titlul de excepție. Sunt zone delimitate, am înțeles, de exemplu. Sunt zone de mizerie, pe de altă parte. Palermo. Și am fost în Palermo acum 2 ani. Orașul este fenomenal. Între anglosaxon și latin și balcanici, da. La anglosaxon e curat și la ceilalți, nu? Da, sunt niște deprinderi pe care le moștenești din familie, indiferent că sunt negative sau pozitive. Așa e matricea de comportament. Eu am să dau mereu acest exemplu care spune așa. Valoarea apartamentului tău, a casei tale, este dată și de împrejurimi. Asta trebuie să o predai cu mare atenție. Tu poți să socotești că apartamentul tău face 60.000 de euro, dar eu socotesc când vin să-l cumpăr că mă uit și la zona din jur. Da. Dacă nu e curat lângă bloc, dacă nu e curat la părculeț, dacă nu sunt locuri de parcare, dacă nu e verde, eu socotesc asta și mă uit mai puțin la pereții tăi. De asta trebuie să ai grijă, pentru că este tot o investiție în proprietatea ta. Știu. Nu mai vorbesc de sănătate. Chestiunea sănătății pe care nici n-am fost educat să o lăsăm așa. Uite, eu am făcut, după alegerile din anul trecut, am făcut interviuri cu 8 primari din România, am făcut o serie de interviuri și i-am întrebat, bun, și aveți de gând să luați vreo măsură în privința mașinilor la mâna a doua, a treia, a patra care vin aici și alte statele și au făcut, alte state și au făcut măsuri de taxare. Și toată lumea mi-a spus nu, toată lumea. 6 primari din 8 au spus nu, doar 2 au spus că ar putea încerca ceva. Dar de ce, domnule? Pentru că e nepopular, lumea își dorește mașini. Dar lumea nu își dorește să trăiască, politicianul nu este pus să ia și măsuri nepopulare. Adică noi aici Măsura nepopulară e binevenită, dar costă voturi. Așa costă voturi, da. Avem copii? Avem copii. Cu noi cumva am prins și niște vremuri mai bune. Uită-te și tu ce... Acum să-mi zic că, domnule, că schimbările astea de mediu... nu e adevărat sau nu știu ce, sau nu știu cum... Uite, ai fost în Austria recent, da? În Viena. Ai... A avut parte de praf? Nu este praf, că mă uitam. Nu e praf. Nu e praf. Dar știi de ce nu e praf? Că nu se construiește ca în Absurdistan aici. Pe de o parte, pe de altă parte... Și pădure în jos. Aia e. Deci am văzut un film, acum mulți ani, dat de ProTV, un filmuleț, cu discuții cu primari. Primarul din... se pregăteau alegeri și la noi, la primărie, cred că în toată țara. Și ProTV a avut ideea binevenită de a oferi niște interviuri cu primarul din Viena, burgmeisterul, cu primarul din Praga, cu primarul din, mai știu, Varșovia, Zagreb, pe teme stringente. Și primarul din Viena, întrebat cum se face ca aerul e alpin, în mijlocul orașului, care e o capitală turistică și un oraș important, da? A spus, păi de la zona verde vine povestea asta, pentru că în 1905, deci interviurile astea erau în 2005, cred. În 1905, administrația de atunci a orașului, cu arhitecți, cu biologi, cu oameni de specialitate, au făcut o proiecție demografică. Și au spus, dacă acum Viena are atâția locuitori, urmând anumite criterii, peste 100 de ani, iar trebuie să aibă cam atâți. S-a gândit cineva la lucrul ăsta atunci? Da. Păi asta spun ce spunea primarul din Viena, nu-i Scorneală. Și ne-am gândit noi, bun, și ei trebuie să respire, deși sunt mult mai mulți, trebuie să respire în continuare un aer nepoluat. Cum facem lucrul ăsta? Sigur, strângem, golim coșurile și avem grijă cum aruncăm și pe unde aruncăm și în principiu nu aruncăm altundeva decât la coș. Dar nu-i suficient. Și atunci ce au făcut ei? Au îndesit inelul verde din jurul orașului. La puterea de 3 ori sau de 4 ori, ceva de genul ăsta. Și a spus omul în încheiere, și să știți că la pădurile noastre din jurul Vienei nu vine nimeni să cumpere ca să construiască o căbănuță.
Nu, nu, aia nu sunt. Ți-am zis în episodul trecut de cartierul Grinzing, în care comunitatea se apără să nu vină proiecte imobiliare, da, pentru că deranjează stilul de viață pe care l-au ei și face poluare și așa mai departe. Nu știu cum și în ce măsură asta e o problemă pe care noi o putem rezolva. Adică eu nu pot să zic altceva decât mereu, gândește-te că ai copii, gândește-te ce rămâne în urma ta, strânge, gândește-te când îți cumperi mașină, sigur că multă lume își dorește mașină, multă lume își dorește un nivel de trai. Numai că, uite că această calitate a vieții la noi merge în jos. Degeaba ai o mașină de 60.000 de euro dacă tu ești pe drumurile astea sau stai și respiri aerul ăsta. Contrarecomandarea este mai lăsați mașinile în garaj și folosiți transportul în comun. Păi folosiți-l dacă l-aveți la standarde. Da, eu am venit astăzi cu tramvaiul 32. Deci nici deținuților nu le-aș prescrie un asemenea tratament decât pentru infamii. E adevărat, dar pentru delicte mărunte parcă nu i-aș pedepsi, nu i-aș condamna la tramvaiul 32. Da? Unde, din câți erau acolo 30 de oameni, peste jumătate nu aveau mască. Deci nu că o aveau aici sub bărbie, nu aveau, pur și simplu. Unde era o căldură sufocantă, unde nu există nici măcar ideea de aer condiționat, unde scaunul frige când te așezi pe el, păi și atunci la ce transport adică, în comun să te duci? Pic, tu te gândești în felul următor, dacă ai avea un transport în comun asemănător celui vienez, oamenii ar pune piciorul mai des în el. Poate, nu știu, n-am certitudine, pentru că noi suntem și ocoși, adică ne și place să avem 5 mașini. E bine că n-ai certitudini, pentru că linia de metrou din drumul Taberei, atât de dorită și atât de clamată, e cam goluță. Măi, să știi, depinde de oră, pentru că eu când vin la Digi, când am program dimineața, mă întâlnesc cu cei care vin și vin. Deci la ora 8, 9, după datele de trafic pe care le furnizase primare. Adică merge la sub capacitatea celorlalte. E posibil, știi de ce? Pentru că încă nu-i făcută legătura cu Pantelimon, cu Universitatea Pantelimon, poate de asta. Pentru că asta e prevăzută să aibă un traseu mult mai lung. Însă eu îi văd, uite, o să-mi confirm când o să am prima emisiune, o să mă duc și o să văd, am văzut deja de zeci de ori, la ora 8 sau la ora 9, fiind Academia Militară acolo, stația, coboară multă. Iar la eroilor coboară gros la cap de linie, la cap de magistrală, coboară foarte mulți. Sigur, nu la toate orele. Dar asta e valabil și pentru alte magistrale. Deci eu, de exemplu, eu circul masiv cu metrou. Dimineața, e cum e. Hai că nu e de nesuportat, câteodată găsești și loc pe scaun dacă vrei. Pe la ora 10:30-11, te plimbi, poți să joci fotbal în metro. Eu n-am să obosesc să spun că de fapt traficul și poluarea și mizeria, care sunt cel puțin în localitatea în care trăim, nu sunt probleme în sine, ci efectele unei probleme. Unei carențe de educație? Nu, și a unei carențe de educație, dar în primul rând la modul în care se face urbanism corupt în România. Adică aglomerări de cartiere și de blocuri în cartiere, în zone în care n-ar trebui să fie și în țările despre care... Ți-am dat exemplu Constanța-Năvodari, care numai e un centimetru. Numai e un centimetru liber. Da, sunt hoteluri acolo, sper să se termine la un moment dat. Eu nu știu cine sunt, adică, băi, atâta populație care cumpără apartamente sau va sta la mare, nu mi-e foarte clar. Le închiriază, nu știu, dar este ceva, este o pădure de... Este un oligopol acolo. Te apucă tristețe, am trecut cu mașina. Oligopol, altfel se cheamă... E o metropolă. Așa, a devenit o mică metropolă. Da, e dezolant pentru că... Bun, sigur, construiești. Da, construiești cu măsură și construiești păstrând niște proporții și respectând niște criterii arhitectonice, printre altele. Că în cartierul de care vorbești tu, de la marginea Vienei sau din altă parte, sau de la marginea oricărui oraș, nu o să vezi căsuțe cu un nivel, căsuțe doar cu parter, căsuțe cu un etaj și dintr-o dată hop un fuțur lui de la de 100 de metri înălțime din oțel și sticlă. Asta așa ceva nu o să vezi. Dar asta e adevărat. Aici vezi. Deci în primăverii ai niște case foarte frumoase așa, și hop columna bank. Să trăiți, am înțeles, e cu securitatea. Dar n-are niciun rost pe lume acolo. Este foarte urâtă. Și nu numai acolo, în tot felul de zone. S-au făcut multe greșeli aici, legate și de modul în care au fost date aprobările astea. A fost multă corupție, puzuri și așa mai departe. Este absolut strigător la cer că tu dai voie să se construiască zeci de blocuri, dar nu cer să se facă o școală.
între blocurile alea. Unde se vor duce copiii de acolo? Ei încarcă sistemul public de învățământ care are niște limite. Adică, domnule, dacă ai făcut 1000 de apartamente, poftim de fă și o școală. Gândește-te că în fiecare apartament ai putea să ai cel puțin un copil. Nu? Păi cam asta e ideea. Deci ai 1000 de copii. De asta zic că probabil că e un mix de măsuri nepopulare, unde politicienii... Pe care nu cred că le va lua cineva în timpul vieții noastre. Trebuie siliți să trebuie le ia. Siliți, dar altfel o să... păstrezi scepticismul. Trebuie siliți să ia. Adică, așa cum alte orașe de pe lumea asta, Parisul, unde vei merge în curând... Are și Parisul hibele lui, stai. Da, noi, are. Nu-l idilizăm. A luat măsuri de circulație, a pus circulația alternativă, interzice mașinile diesel, asta se întâmplă peste tot. Madame Figaro are tot felul de idei nepopulare, unele trășcăli de-a dreptul, nu sunt pentru sănătate. Sunt idei de factură pur socialistă, care n-au de-a face cu binele orașului. Sunt și revanșe, acolo sunt tot felul. Nu le știu pe toate, dar de departe unele dintre ele arată bine. Unele, da. Unele arată bine. Da. Nu văd primarul care să facă un sacrificiu de mandat, ca să zic așa, și care, având conștiința că nu va fi reales, să impună niște măsuri nepopulare. Nu-l văd, să fiu sincer. Depinde ce drum politic va avea. Sunt câțiva primari care și-au osmat niște lucruri. Asta știu. Dar nu știu, eu am doza mea de scepticism pentru că îmi văd semenii. Nu pe toți, dar îi văd pe unii cum reacționează. În sectorul 3 unde stau eu, în urmă cu 15 ani, nu existau suficiente coșuri de gunoi. Și a venit Liviu Negoiță, că el a fost înaintea lui Robert Negoiță, și a făcut și locuri de parcare 10.000 și coșuri de gunoi a pus din 10 în 10 metri. A venit și Robert Negoiță după aia și a pus, la un moment dat, în mini-parcurile alea unde erau 6 bănci, existau și 6 coșuri de gunoi. Și n-aveai cum să le eviți. Erau supranumerice la un moment dat, da? E, băieții tot pe jos aruncă. Pentru că e și o formă de sfidare, da? Și o formă de dispreț față de reguli, fără să te gândești la consecința pe care poate să aibă disprețul ăsta asupra ta, da? Deci tu vezi acolo coș și spui, stai pentru proști, da? Și arunci pe jos. E aceeași poveste ca la mască, e aceeași poveste, e o chestiune culturală. Nu știu cum se obține educația, dacă cu vorba bună sau cu biciul. Păi cu vorba bună încerci și după aia cu vorba pecuniară. Uite-te că vorba pecuniară, de exemplu, a scumpit locurile de parcare. A fost un pic de agitație, așa, dar a trecut. Da. Era ilogic să plătești cât să plătea, nu știu, sub 100 de lei. Cătălin, tu să ai în mașină, deci... În sectorul 3, nu peste tot, dar în anumite părți din sectorul 3, există coș de gunoi la semafor pentru conducătorii auto. Sigur, pentru aia care-s primii acolo frumos. Că dacă are un pachet de țigări sau un ambalaj de urgine, să-l arunce acolo. Bă, nu tot pe jos aruncă. Eventual în spațiu verde. Am văzut, mi-a povestit cineva de aruncarea unui Pampers de pe banda a doua autostrăzii din mers. Asta este de neratat. Da. Mă rog, pe mulți nu o să-i convingem, dar unii se vor convinge. Pas cu pas, când o să fie rău și foarte rău... Discuția merită făcută, sigur. O să fie prea târziu. Încă o dată, gândiți-vă mulți, băi, avem copii. Care e următorul pas? Când copilul... Și ce le spunem de acasă copiilor? Și cel pe cum îi obișnuim? Cum îi obișnuim? Strângeți pentru plastic? Că eu sunt în relații bune cu oameni oarecum de vârsta mea, poate un pic mai mici, care au și ei copii. E, acei actuali tineri de 20 și ceva de ani, în blocul în care stau, în urmă cu 20 de 15 ani, așa ceva, mâncau semințe împreună, pe casa scării, și aruncau pe jos. Suntem în București și suntem în Uniunea Europeană, sau mă rog, ne pregăteam să intrăm. Și mă uitam, câteodată le mai spuneam, poate nu e ok să faceți chestia. Să uitau la mine așa, păi cine și OZN-ul ăsta? Ce realitate e? Da, alte ori mă deranja că eu sunt sensibil, mă înțelegi, ca tot omul care îmbătrânește. Mă deranja că vorbeau foarte tare și în casa scărilor se face ecou, da? Și se aude și în apartamente. Și le rugam frumos, erau două fete, și le rugam, zic, vorbi și voi mai încet, zic, dar de ce nu stați la una dintre voi? Nu ne lasă mama. Deci păscare e bine. Păi zic, da, e mai.
E parcul peste drum, că noi stăm vis-a-vis de un parc. Dacă v-ar obliga cineva să stați aici să vorbiți, l-ați face sadic. Că ce frumos e afară. Duceți-vă mă afară și vorbiți. Treceți strada și stați până se întoarce vaca de pe câmp. Imposibil de convins. Ăștia sunt. Natura asta învățat de acasă. Natura umană e să ne simțim bine acolo unde ne simțim. Așa. Asta trebuie să învingem. Chiar o să, dacă celălalt se simte prost. Nu mai îndrăznesc să gândesc sisteme pentru viitor. O să vedeți câtă apă o să cadă în primăverile viitoare, în sezonul musonic, proaspătul sezon musonic, și o să vezi cât de inadecvat suntem. Apa asta se risipește. Poate n-ar fi rău să o strângem, să gândim ceva fabulos. Avem nevoie de idei fabuloase, știi? Da, să nu mai risipim nevoie de un mic lot de japonezi care să vină să ne spună să niște lucruri. Îți propun să trecem mai departe la neașteptări, dar înainte, adică dăm genericul de la neașteptări, dar o să vreau să facem niște saluturi, o să vezi. Imediat îți explic. Neașteptări. Wow! Nu dăm piesele de la neașteptări chiar acum, un pic de răbdare. M-am uitat aseară pe datele de audiență ale podcastului. Vă mulțumim că ne urmăriți. Din punctul nostru de vedere, ne simțim foarte bine. Mă uitam chiar, de exemplu, pe Spotify. Suntem pe locul 6, nu mai suntem pe locul 3, pentru că probabil suntem la 2 săptămâni de la lansare și a mai scăzut interesul. Okay. Să mai punem o fotografie cu noi pe Facebook. Așa. Dar mă uitam pe datele de audiență internațională. Poate ești interesat să vezi. Da, spunem că eu n-am abilitatea să descoper nimic. Suntem cei mai ascultați, în mod evident, suntem în România. Da? Așa. E interesant că ne ascultă oameni și în Statele Unite, să știi. Și în Canada știu că și în Canada ne ascultă mulți, destui, ne ascultă oameni și în Australia și le mulțumim. Am descoperit un prieten de Facebook în Canada cu care am fost împreună la franceză, mă rog, în același an, dar în același loc. Să-l salutăm și pe ascultătorul nostru din Noua Zeelandă. Un ascultător. Da-i mulțumim. Ascultătorul Unul, nostru, dar bun. Ascultătorul nostru din Rusia. Un ascultător în Rusia, ceea ce... Da. Vă mulțumim tare, tare mult pentru asta. 2 ascultători în Kazahstan. Oh. Asta ți-a plăcut, nu? Asta e o revelație, da. În China avem ascultători, deci, în mod devenim evident. Devenim transcontinentale acum. India suntem, stai să spun, țările africane. În Mali avem 6 ascultători. Noi vă salutăm pe toți, adică este chiar o bucurie că nu ne-am gândit. Și aici, țara asta mică, a Côte d'Ivoire, despre care am povestit episodul trecut. Sunt 4 ascultători, dar mai avem și în Gabon unul. Okay. Să știți că primim mesajele și poveștile voastre. Dacă aveți povești de viață care v-au dus acolo, bun, poate fi oameni din ambasade, dar poate sunt chiar oameni care lucrează cu diverse contracte. Scrieți-ne pe YouTube sau scrieți-ne pe Facebook că suntem curioși. Da, cine sigur. Sunteți și ce drumuri ale vieții v-au purtat în toate statele astea. Nu mai zic că toată zona asta, Asia de Est, Indonezia, ce mai avem aici? În Indonezia avem un ascultător, să știi. Noi, să avem grijă de el, da, să avem grijă. Nu plece. În Filipine mai avem unul și vă mulțumim foarte tare. În rest, sigur că ne ascultă oamenii în toată Europa. În Brazilia, 4 ascultători. Da. Frumos! Da. Și bine, și țară mare. Că te aștept să fie totuși. Da. Dar avem unul și în Islanda, nu? Asta e foarte interesant, nu? Da, sigur. Da. Deci merită să vorbim în continuare. Asta încerc să-mi spun. Da. Vă mulțumim. M-am uitat așa cu mare plăcere. Da, bravo. Vă mulțumim tuturor. Sigur că în Europa Occidentală, în Serbia, în Bulgaria, sunt oameni care ne ascultă, în Grecia. Asta e. Sunt chiar bucuros de răspândirea asta. Da. Uite, nici nu știam. Eu nu m-am gândit niciodată că ar putea să ne asculte cineva din Indonezia. Brazilia, cineva. Să te gândești. Un român care, sigur, ne dă curaj și vă mulțumim. Și da, chiar scrieți-ne de din orice părți ale lumii sunteți, spuneți-ne care-s poveștile voastre. Poate facem o serie de povești de oameni care au ales să cutreiere lumea asta, să muncească, să ne spună sigur, ce și cum. Cine sunteți și de ce sunteți acolo. Și acum neașteptările. Primul, ți-am pomenit episodul trecut de Lee Fields, denumit Little James Brown. Da, Little cu niște experiențe, niște experiențe din copilărie, cu niște mici traume. Mici traume, da, și un om care
e numit, mă uitam în presa americană, totuși o legendă a muzicii soul. Da. Am să-ți arăt o piesă, dar hai că nu, că spun povestea după asta. Piesa mi-a plăcut tare mult, e relativ nouă, are vreo 2 ani, se numește Wish You're Here. Altfel cea... decât... Inițial m-am gândit că e un fel de cover, nu e, da, este, chiar, este chiar piesa lui. Și hai să vedem cum îi place să cutreiere. Da, da, iscoditor. Sunt iscoditor, exact ăsta-i terenul. Primesc în fiecare săptămână, am un abonament la o revistă care îi zice Pitchfork. Și primesc o selecție de, de discuri, în care îi povestesc de discuri noi, de discuri vechi, ce s-a lansat. Și în fiecare weekend ascult discuri ale unor oameni despre care n-am auzit vreodată. Da. Pentru că oamenii ăștia de la Pitchfork se feresc să spună ce este mainstream. Adică ei spun, domnule, Ariana Grande sau știu eu, Justin Bieber sau o mare formație sau chestiuni de genul ăsta au lansat un disc. Dar știți că noi aici ne ocupăm de... Și mă duc, ascult unul dintre ele, citesc, după care de la omul respectiv văd care o poveste. Mă duc, le caut interviurile, chiar sunt iscoditor. Da, stau acolo pe internet și mă uit și zic, Doamne, ce minune. Asta arată, mamă, că tu nu traduci. N-ai mai face tu de astea, dacă ai avea de tradus cărți. Da, ți-ar mai îmbla mintea. Am descris, dar asta e programatic, face parte din, din munca mea. Și așa zic și așa, ca să-mi găsesc alibiuri. Așa descoper oameni frumos, și sunt foarte curios. Bine, mi-aș dori, de exemplu, uite, să fac un abonament la Rolling Stone, dar am foarte multe abonamente și nu știu dacă l-aș mai citi și pe ăsta. Dar mă uit și Rolling Stone are o grămadă de... Tu ai ore mai multe în zi, adică... Nu am ore mai multe, dar aproape toate le dedic acestor sporturi extreme. Adică mă duc și îmi citesc lucrurile, sunt un navigator. Da. Știi tu, de exemplu, eu n-am niciun abonament, știi ce la? Niciunul la nimic. Eu nu vreau să spun. Abonamente, pentru că mă ceartă Alina, că nu pot să-i reproșez cât papucei are ea, pentru că eu am această... Eu nu mă pot abține. Na. Și știi cum sunt? Totul este monitorizat acum, așa, și ei știu că eu sunt consumator așa, și vin tot felul de oferte. Păi, și mi-a venit... uite, pot să zic, Wall Street Journal a avut o... Wall Street Journal urmăream de mult. Na. De mult. Și ei știau că eu intru acolo și mă uit. Și știau și au învățat asta. Și au venit și au zis, irezistibil, și a zis, domnul Striblea, 4 euro pe lună pentru dumneavoastră. Ce sunt 4 euro? Ce sunt 4 euro? Am zis, merdenelele astea, nici 4 euro. Canaful de la un papucel. E adevărat că 4 euro e o perioadă limitată. Sigur, prima zi. Până chiar prima zi, dar primele luni. Da, da, da. După care, sigur că și tu o să zici, mă, ce fac, dau acum la de 4 euro. Da, da, ți-a excitat glanda. Da. Știu. Da. Și revenind la Lee Fields, că am bucuria asta să circul ca printr-un magazin de dulciuri. Exact aceeași senzație am. Uite și albumul ăsta, uite și ciocolata asta, uite și bombonica asta, uite așa. Povestea lui Lee Fields zice la un moment dat așa, că la mine în familie ar fi trebuit să fiu ori om care face afaceri, ori inginer sau, mă rog, ceva pe partea tehnică. Și la vârsta de 13 ani mi s-a întâmplat un lucru minunat. Am dat drumul la televizor în America. Gândește-te că el e un copil de culoare la data respectivă și vede la televizor ceva absolutamente fantastic, se numește The Beatles. Îi vede pe pogoritori, că știi că iau coboră și au zis, suntem mai celebri decât Iisus. Da, rămâne... Asta e Elena. Rămâne tulburat în fața acestei imagini, în fața televizorului. Și spune așa, aveam niște bani, economii, am plecat în secunda următoare la magazin, mi-am cumpărat o chitară și am spus că vreau să fac muzică. Ceea ce s-a și întâmplat de la 13 ani și 50 de ani mai târziu, e un artist mare, recunoscut în America. Bună povestea. Eu n-am recunoscut nimic din ce mi-ai dat până acum, l-am recunoscut pe Jacob Dylan, atât. Asta țin minte, a fost trofeul zice, meu. De-aia zice neașteptări. Dar fii atent. Aici s-ar putea să, deși nu, că n-are rost să facem un concurs din chestia asta, nu știu dacă o să recunoști sau nu, și zic numele, pentru că are o poveste interesantă și foarte urmărită zilele astea. Este o artistră, dar chiar e tristă, da, zilele astea. Vrei să auzi pe Britney Spears? Am încotro? N-ai de ales. Okay. Uite, o să pun piesa și pe aia îți explic și de ce pun piesa asta. Dar știi, o cunoști pe Britney. Da, sigur.
Tehnic, tatăl său este cel care are grijă de averea și deciziile sale administrative, pentru că un judecător, nu numai unul, cred că o serie la un dat, au constatat că ea este instabilă psihic și nu are capacitatea de a se proteja pe sine și pe copiii săi, astfel încât deciziile de investiții, de spectacole, de cântat, cumpărăturile mari de o anumită valoare, sunt girate sau sunt aprobate de tatăl său. E cu două tăișuri. E cu două tăișuri. În Statele Unite există deja o mișcare care zice Free Britney. Sigur, nu are rost să e cazul, e foarte complicat. Nu e complet neîntâlnit. Există și un film, cred că ți l-am recomandat, I Care A Lot, nu știu dacă ai apucat să-l vezi, în care descrie sistemul ăsta, adică îl înțelegem mai ușor. Tehnic, în general, se creează pentru bătrâni. Ai ajuns la o vârstă... Da, bun. Așa? Înțeleg mai degrabă forma asta de protecție pentru cineva care nu mai e în toate puterile sau în toate mințile, care își pierde discernământul, care își pierde reflexele, care își pierde reperele biologice. Asta pot să pricep. Dincoace însă, instabil psihic sunt mulți, fără ca asta să-i condamne la atârnat de decizia unui tutore, că el e părinte sau nu, deja nu mai contează. Pentru că e foarte ușor de făcut pasul de la protecție la abuz sau la bun plac. Da, asta însemnând, faci ce spun eu. Este vechiul, faci ce spun eu, dar de data asta cu o poală de bani. Da. Și aici e delicată povestea. Bun, că eu nu ascult Britney Spears, nu spun cu snobism, eu pur și simplu nu ascult, adică asta e, dar nu mă deranjează, ca să zic așa. Pot să ascult. Schimbându-se lumea, ea a fost la un moment dat, a avut un debut mai important ca valoare financiară și plăcerea publicului decât Beatles. Adică Beatles și-au fost neînvinși cu piese de debut până la apariția ei în 1990 ceva, când a fost prima femeie, primul copil artist, primul artist care a depășit Beatles. Și a zis, domnule, uite, uite ce de debut. Deci lumea a plăcut-o. Adică asta face povestea ei mai interesantă. Zis, domnule, cum se poate ca un om care e adult și care cântă, își face munca în continuare, adică ea este angajată, de exemplu, permanent la Las Vegas, unde are spectacole, unul pe săptămână sau mai des pe săptămână, are un contract mare acolo, cântă seara, se duce frumos. Da. Dar, totuși, când se dispune de viața ei într-un fel sau într-altul... E delicat, e cu dus întors. Sigur povestea. Că da. Aici sunt... Adică noi, asta într-o țară pe care noi o idolatrizăm. O considerăm din ce în ce mai puțin un far al libertății, de când cu abuzurile din ultimul deceniu. Ea este în continuare o țară spre care mulți năzuiesc, pe care mulți o admiră, și am și eu multe lucruri de admirat la ea, dar nu te aștepți la asemenea forme de comportament, până la urmă discreționar, pentru că tu, ca părinte, s-ar putea la un moment dat să nu știi, să-ți închipui că știi ce-i mai bine pentru copilul tău, dar copilul ăla să știe mai bine decât tine, știi, părinte. Știi că mulți dintre noi nu reușim să percepem mult timp că acel copil este o altă persoană. Da, și că acel copil nu mai e copil. Da, și există în permanență povestea asta pe care am auzit-o în România până la sațietate, eu ca tine am fost. Adică tu ca mine o să fii. Tu ca mine o să fii. Există jocul ăsta de timpuri. Da? Eu am trecut prin ce ai trecut tu. Nu contează că n-am trecut chiar prin același lucru, că n-aveam cum. Ei, tu mai ai. Da? Până să ajungi la nivelul meu de experiență, de să știi cunoaștere. Că, uite, dacă îmi atrage atenția și eu îi spun asta lui Vladimir, dar eu spun, nu știu, oferindu-mi experiența și în general adolescenții refuză. Să nu-ți închipui, cam așa îi spun, să nu-ți închipui că n-am fost și eu în situația asta, adică și nu știu dacă aș fi putut fi într-o situație identică, dar încerc cumva să-i spun că am o experiență de viață care ar putea fi utilă. Și știi cum sunt copiii la vârste dificile? Ei nu se întorc către părinți care ar putea da o explicație sau către adulți, ci către alți. Către anturaj. Către anturaj. Și asta e foarte interesant. Da. Asta trebuie să admitem că până la urmă, în calitatea noastră de părinți, aia e. Știu. Ei sunt alții. Nu știu. La un dat se vor da cu capul de ușă. Eu mai am această chestiune. Îi spun Alinei, lasă-l, că sigur vine un zid de care să dă și atunci va veni.
Mm-hmm. I don't know. Deocamdată n-a venit. Revenind la Britney, presa americană e plină. De-aia cu, să știi, cu explicații foarte echilibrate și foarte temperate, că m-am uitat în mai multe ziare, care li s-a explicat oamenilor, pentru că e un sentiment de emoție, știi? Mm. Spune, domnule, dați-i drumul copilului, nu știu ce. Dar mă explică, uitați ce s-a întâmplat, astea sunt argumentele. Va veni un judecător, încă un judecător, și va spune dacă e așa și, și pe dincolo, știi? Da, da, da. Pentru noi pare, noi n-am auzit de așa ceva, dar am auzit de oameni care și-au făcut praf și averile și viețile, nu? Așa, și care ar fi meritat un pic de supraveghere. Da, da, de ghidaj. De ghidaj, da, măcar, da? Sau poate o bună prietenie. În măsura în care ghidajul ăla nu devine abuziv. Că aici sigur aici că se da. Joacă povestea. Aici nu știi. Da. Da. Aici nu știi. Da. Nu știm, linia știm. E linia de demarcație subțire, nu vezi. Da. V-am spus asta pentru că poate mai curând primiți de la noi explicațiile cu atenție și echilibru, pentru că o să vedeți știrea asta la un moment dat peste tot. Adică, da, 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 da. I s-a dat, nu i s-a dat, ce s-a întâmplat. Vorbim despre fotbal sau despre... Hai despre fotbal. Hai despre fotbal. Așadar, oameni buni, haideți să tragem la poartă. Fotbal și fotbalanuc. Bine ați revenit la Vorbitorincii. Astăzi... Platoașele sunt neatinse. Da, da, e și greu de mâncat ce s-a pus aici. Păi nu e greu, e nepermis, e aproape interzis, e butaforie mai mult. Tu eu mă gândeam că puteam să înfulec în momentul când tu îmi puneai piesele alea, dar mi-a fost un fel de rușine, așa. Da, putem opri filmarea, da, nu așez. Putem mânca. Cred că suntem la jumătatea acestui podcast, după cum merg lucrurile, doar ne cunoașteți, da? Și, o să vorbim mai repede. Ca o să vorbim mai repede, da. Așa. Să vorbim mai repede. Ne-am adunat să vorbim despre civilizația pe stadioane. Măi, că avem stadioane frumoase acum în România. Avem câteva, da. Am stat și am numărat, cred că putem găzdui de unii singuri un campionat european. Sau aproape de unii singuri. Avem... Dacă aducem oameni de întreținere. Avem trei stadioane la București. Da, stai că încă unul încă nu e gata. Da, avem, avem Arcul de Triumf, da, da, da. Care e frumos, da. Și drăguț. Urmează să-l avem și pe al patrulea. O să avem patru stadioane la București, avem unul la Craiova, avem unul la Ploiești, avem unul la Târgu Jiu. Avem o mare păcăleală la Dinamo. Da. Asta care, e, viața nu e perfectă. Durează decenii. Și mai avem unul la Cluj, nu? La Cluj avem chiar două, da. Chiar două, nu da. Știi dacă le poți folosi pe amândouă la fel de bine. Pentru că pe unul dintre ele, mi se pare, pe Cluj Arena, gazonul nu e neapărat senzațional. Dincoace am impresia că întrunește criteriile Arena Constantin Rădulescu a CFR-ului. Da, dar nu întrunește tribunele, adică nu e considerat stadion de tipul acela. Adică nu știu dacă se poate juca pe el sferturi de finală de Cupa Europeană sau ceva de genul ăsta. Dar meci de Liga Campionilor s-a jucat. Meci de Liga Campionilor s-a jucat. Da. Da, da, da. Da, hai să zicem că sunt. Mai există o mare problemă la Timișoara, care e oraș mare și care are un stadion cândva frumos, acum oribil. Și care iarăși este subiectul și obiectul unor promisiuni, unor tergiversări, unor proiecte care arată minunat pe hârtie, dar care nu au acoperire în realitate și e păcat și aici. Dar noi am pornit în discuția noastră de la o fotografie, avem, nu? Avem un stadion și la Târgu Jiu. Stai puțin. Da, am trecut pe lângă el. E frumos. E frumos și gol. Știi ce frumos e, da. Flămând și gol fără adăpost, ca în Coșbuc. Da. Nu se întâmplă nimic acolo. Să se înființeze o echipă din bani publici. Deci că există uzură a locului, a obiectului, a lucrului, a spațiului nefolosit. El se degradează invariabil. Da. Da. În mod evident. Pornisem în discuția noastră de la o fotografie, nu? Adică pe Arena Națională după meciul care am scăpat. Franța-Elveția. Nu, FCSB Craiova. FCSB Craiova. Craiova lui Rotaru. Craiova lui Rotaru, da. Ca să zicem așa, să nu existe. Da, asta. Da, să nu facem o confuzie. Da? Păi a rămas mizerie. Da. Semințe, pungi, nu seamănă deloc cu japonezii aia care făceau curat după campionatul mondial și nu știu ce. Și la care noi ne uitam ca la niște extraterestri. Și nici după aia. Scoțienii aia care strângeau pe stradă după campionatul european, nu seamănă nici cu aia. A rămas ca la noi. Lasă bă că e aici, vine primăria. Da, lasă că vine Persolano, cum se spune, numai că Persolano n-a venit. Deci alea sunt acolo, nu mai știu la ora asta, bănuiesc, între timp s-au strâns, că a mai fost un meci. Se strâng de înainte de următorul meci. Da, dar e...
cum să spun, ofensator pentru o capitală, pentru locuitorii unei capitale de țară membră a Uniunii Europene, ca după un meci important sau nu, nu contează, tu să lași arena aia să arate ca o hazna. Da? N-ai voie să faci lucrurile astea. Adică, cât de cât, eu înțeleg că acolo unde e lume multă, e și mizerie. E și mizerie, e da. Am trecut prin lumea asta, am văzut. Există un personal de întreținere, da, care intervine, că bănuiesc că mai lasă unul în ambalaj și pe Olimpic, da, mai lasă și în alte locuri, dar a doua zi, se face curat, arată bec. Se, da. Da? Vin unii oameni, dar ține și de noi, odată că le iei, că dacă ai pun, îți dă cutia aia de suc, că acum îți dă... Da, cutia sau de suc, du-te și o du, de unde ai luat-o, strânge-o, da, pleacă, da, cu ea în, da, mână, Doamne, iartă-mă. Câți fac plenu asta? Nu-mi dau seama. E, câți fac? Fac foarte puțin asta, pentru că la noi la stadion e, am văzut chiar o emisiune la Digi în care săracul Radu Nou mai trebuia să tragă frânele, că nu mai știu cine era în Sudești, care spunea, așa e pe stadion, să mai înjură, să mai bat, dar de ce-i, domnule, așa pe stadion? Adică pe care stadion așa să mai înjură, să mai bat? Mm-hmm. Eu n-am auzit galeria lui Chelsea, să mă ierte Dumnezeu, că am fost, da, la meci la Chelsea să strige... Mai auzi câte un cheat, cheat, cheat când simulează un adversar. Și auzi? Eu am mai auzit lucru cel mai grav care s-a petrecut pe stadion, când s-au ridicat oamenii și au zis "We hate Tottenham." Da. Bă, îi urâm. Hai, eventual, da, nu mai batem. E adevărat că o să avem contraexemplu acum, că au fost niște băieți la campionatul european care au rupt capetele italienilor acolo. A, știu. Deci se poate și, da, și la, da, ei. Da, da, la englezi se pot multe. Dar, vezi, Eisel, da, 1985. O chestiune, știi că cei care sunt prinși nu mai cupă stadion, da, 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 multă vreme. Mulți ani, da. Mulți sunt ani. Sub control. Da. Eu am văzut o scenă, că am fost și eu la Chelsea la un moment dat, pe stadion, mm-hmm, și am văzut următoarea scenă, că noi stăteam acolo pe rânduri și unul dintre stewards s-a ridicat de sub panourile alea unde stau ei, în picioare, mm-hmm, și în fața noastră a întins degetul și l-a numit pe un domn din tribună. Da. Nu știu ce a făcut, era relativ departe, o fi înjurat, o fi scuipat, o fi făcut, cine știe ce a făcut. Și i-a făcut semn cu degetul, i-a făcut semn să se ridice, fără să protesteze, fără, da, să zică, da, da, nimic. Da. Cetățeanul s-a ridicat și însoțit de steward a părăsit stadionul. Și acum eram cu Ducul Hâncu la data respectivă în Anglia și trebuie Ducul, zic, bă, ce tu s-a... Și zic, dar de cum a plecat? Zic, așa, fără scandal, fără să zică nimic. Zice, a plecat pentru că știe că va lua o sancțiune mai ușoară pentru ce a făcut. N-am văzut ce, da, făcuse. Da, da, da. Va lua o sancțiune mai ușoară și poate să revină în stadion. Pentru că dacă făcea scandal, vedea următorul an de zile, vedea meciurile de la secția de poliție. Da, 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 da. E, dom'le, uite că se rezolvă. Eu n-am auzit de reglementarea asta niciodată la noi. Și aflu acum, n-am reușit să... Da, pentru că e vorba de un om de... Și îl știi pe Adi Răileanu, fostul tău coleg, sigur că da. Adi Răileanu s-a dus la inaugurarea meciului, la inaugurarea stadionului. La Ghencea, da. Și a scris pe Facebook... Și pun mâna în foc că informațiile sunt ok, că la un moment dat s-au strigat celebrele, da, așa, puncte, puncte, așa, puncte, pe puncte, care le știi, da, plus, da, că au apărut și niște bannere care îl venerau pe toarșul Antonescu, ceea ce iarăși, da, se petrece, da, da, în, da, zona respectivă. Da. Partidul acela care a prins Parlament, nu era și el pe acolo cumva? Da, nu știu. Știu la vedere, o, nu știu, se poate. Întreb doar, e o întrebare, da, da, neper, e o întrebare, da, așa. Și stau să mă întreb, uite, apropo de civilizație, clubul acesta care s-a creat sau și-a recăpătat însemnele, sau mă rog, viața, și din bani publici, tolerează tipul acesta de manifestare? Adică, la ce folos că ai un stadion nou și frumos? Dacă nu răburile-s vechi. Dacă armata română cu epoleți și cheltuind banii aceștia pe fotbal, ok, opțiunea voastră, să zicem că, da, se poate face asta, pune clubul într-o asemenea situație. Pune și clubul ăsta, pentru că au fost și alte cluburi în aceeași situație și s-au dat niște amenzi, dar mai mult ca să se bifeze operațiunea. Aduți aminte, da, că au fost bannere oribile față de alte echipe românești, față de echipe vizitatoare. Nu le reproduc aici, dar le știm amândoi. Mm-hmm. Sinistre, cumplite. Da? Ba unul în variantă bilingvă. Adică să înțeleagă și cei de la Uipești, mi se pare că ei erau oaspeți, să înțeleagă și ei ce li se strigă și ce li se arată, să nu creadă cumva că e o invitație la o sabarină. Nu, era cu totul altceva. Și legăm povestea asta de lucruri despre care am vorbit mai devreme, cu ce facem în jurul nostru, cum ne gospodărim spațiul și cum avem grijă de el. Nu avem grijă de el. Am avut grijă de el o lună cât a fost euro aici și a venit UEFA și a pus
amprenta și a spus de acum dansați cum cântăm noi, a plecat UEFA și s-a reinstalat laissez-faire, da, ca să-i spunem elegant. Vedem așa ceva pe afară, nu-mi dau seama, eu am fost doar pe 3 stadioane din străinătate, dar pe unul am fost de 5 sau 6 ori pe Olimpico, la Roma, unde mă așteptam să fie totuși, da, ginta latină, să fie mai mizerie, mai... Nu era. Nu era nici farmacie, dar nu era mizerie. Și oamenii de la întreținere, curățenie, spune-i cum vrei, cred că au început să apară după ce a plecat lumea din stadion. Că am impresia că iau niște schimburi, cred că lucrează în schimburi. În așa fel că a doua zi, dacă prin absurd a trebuit să se organizeze un eveniment pe același stadion, lucrurile să fie în regulă. Am văzut lumea la Madrid și am văzut lumea la Amsterdam. Dincolo de faptul că nu existau atunci bannere provocatoare sau injurioase, atmosfera era de bună dispoziție. Nu era tensiune. Nu era tensiune și hai să spui că celor de la Real li s-a și reproșat. Bă, voi sunteți de ăștia de operă. Veniți la costum, nu vin toți, dar unii vin. Deci eu când m-am dus prima dată, în 2006 a fost prima mea ieșire pe un stadion străin, la Real Steaua, la care am ajuns dintr-o nimereală, dintr-o glumă proastă, de fapt, am pierdut autogolul lui Nicoliță pentru că mă uitam în jur. Era frumos. Uitam, da, eram captivat, mă uitam, zic, uite, pernițe de alea, să te cufunzi în ele, la intrare te întreba, vreți și perna aia a doua? Era instalație, era sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Deja se simțea instalația care dădea aer cald într-un stadion foarte vechi, altfel, care acum se reface, bun, dar el era deja vechi de atunci, din 2006. M-am uitat la doamna de lângă noi, arăta ca o profesoară de muzică, recent pensionată, care venise cu un deux pièces, da? Deasupra mea era o familie cu un copil de 4 ani, se pare. Ce băi ești la operă? Da, nu, da, lor li s-a reproșat eleganța care n-ar fi tipică stadionului. Sigur că există și acolo un nucleu în spatele unei porți, cu tricouri albe, care strigă, le strigă pale lor, dar nu strigă lucruri injurioase. Își cântă poeziile lor acolo, cântă imnul la început, însă atmosfera nu are nimic ostil. Da? Bun, sigur, era un meci Real Steaua, nu spui mintea cu Steaua când e Real, să zicem, dar... Am văzut și în alte, am văzut meciul cu Valencia, care era un meci pentru titlu, în ultima etapă, pe care Real l-a ratat și a ratat și titlu. Sigur, mai erau manifestări de exasperare, dar nu era ciudă de asta războinică, nu era mizerie, că m-am uitat și eu când am plecat. Și-au mai luat, nu știu dacă toți, dar cei mai mulți și-au luat ambalajul cu ei și l-au aruncat undeva afară la gunoi. La Amsterdam era o voie bună, ceva desfrânată. Deci acolo m-am dus la un amical la Olanda, Statele Unite. Statele Unite, Klinsmann antrenor. Minutul 75, 3-1 pentru Olanda, minutul 90, 4-3 pentru Statele Unite. Cântau toți, beau cafele, beau berică, erau veseli, își pusese tot felul de podoabe pe cap, erau îmbrăcați în portocaliu, n-aveau nicio treabă. Diferența majoră constă în faptul că sportul românesc, nu numai fotbalul, și-a ales publicul greșit în ultimii ani. Da. Dar cum faci să-ți alegi publicul? Prin a spune o poveste, prin a avea un marketing serios, prin a fi un club serios și prin a orienta tot ceea ce ești tu către comunitatea care este dispusă să-și aducă copiii și să cheltuie. E un efort, dar căruia trebuie să te adresezi. Dacă te uiți pe stadioanele și sălile de sport din România, vei vedea că nu sunt acei oameni care, de exemplu, ne ascultă pe noi. O să sunt foarte curios câți dintre ascultătorii noștri aleg în mod voit să meargă la stadion, să simt o stare de tensiune, că de multe ori simți o stare de tensiune. Să-ți protejezi copilul, să-ți protejezi nevasta, nu peste tot. Să asculți multe măscări și așa mai departe. Să mai vezi pe unul altul că se bat. Să mai vezi că, uite, cum era cetățeanul ăla, Silvian Cristescu de la Craiova, care el a înțeles că iubirea pentru echipă însemna să te mozolești cu cineva pe acolo. Să mai vezi un conducător de club, celebrul meme Stoica, care bate un cetățean din tribună. Astea sunt lucruri pe care eu nu vreau să le simt. Și mai e o chestiune pe care lumea sportului din România nu o înțelege. Sportul în sine nu mai este într-o competiție doar cu alte echipe. Că de-aia stadionele goale. Sportul este în competiție până și cu noi doi. Este posibil ca într-o seară de meci,
cineva să aleagă să ne asculte pe noi în loc să se uite la un meci. Un masochist, probabil. Nu un masochist, glumesc, dar omul poate să aleagă o carte, da, poate să aleagă Netflix, poate să aleagă România au talent, poate să aleagă... Poate să aleagă să nu se uite la televizor, pur și poate simplu. Să aleagă să nu se uite la televizor, să stea cu prietenii. Ori lumea sportului este mereu uimită când ascultă acest. Păi ce treabă avem noi cu concertele? Omul e același, are timp limitat. Adică el are 4 ore libere, de ce s-ar uita la voi și nu s-ar uita la altceva care îi dă o stare de bine? Plus că în momentul în care vin 4 ore la stadion, că atâta e, nu vreau, bă, nene, dacă tocmai mi-ai consit timpul, să vreau să fiu bine, frumos. Da, nu, și asta nu înseamnă că propui o rețetă idilică. Nu, deci propui o rețetă a firescului. Rețeta firescului nu înseamnă ca la începutul meciului o galerie, cum s-ar numi ea, să arunce cu petarde. Ceea ce se întâmplă. Da, s-a întâmplat la cel puțin 2 echipe în ultimii ani, dacă nu la mai multe. Asta mai ridică o problemă. Problema controlului la intrare. Dar cum intră cu alea? Păi nu intră cu ele. Le lasă cu o zi înainte. Există o conivență acolo, iar ei când vin la control sunt curați ca lacrima. N-au nimic la ei. Da? Și te trezești după aia când minutul 1, când se înceapă meciul, hop, aterizează 4-5 bucăți de alea, eventual mai rănesc sau măcar sperie un jucător, un portar, și meciul se întrerupe înainte de a fi început. Asta e frumusețea la noi, că se întâmplă lucruri ieșite din calapod. Da? Întreruperea meciului de obicei se face prin minutul. Nu, noi întrerupem înainte de secunda 1. Începem cu o pauză. Da? Nu vezi așa ceva până... Adică o mai vedea, s-ar putea să mai fie pe la greci, dar tot la așa. Argentinieni. Revenim la Realul Balcanic. La Olympiacos se mai întâmplă, da? La Partizan sau la Steaua Roșie se mai întâmpla pe vremuri. Când jucau una contra alteia, nu mai vorbesc. Dar dacă te duci la Bochum, de exemplu, sau la Salzburg, sau mai știu eu pe unde, la Brighton sau Birmingham... Cel mult se aruncă cu un cârnat, dacă e. Da, dar nu se aruncă, că și ăla e muncit, se mănâncă. Da. Adică, și asta nu înlătură refrenele amuzante. Deci mie îmi place să aud refrene amuzante fără să fie scârboase. Pentru că există. Țin minte când era Rooney... Mai știu, era la Everton, înainte să se transfere la United, și jucau Everton cu Liverpool. Galeria lui Liverpool, e scandalul Rooney, he's fat, he's gross, he'll probably rob your house. Care nu era o insultă, era un joc. Sigur că Rooney le mormăia ceva, le spunea vă două. Le-a și dat Rooney după asta. Dar nu sunt... sloganuri agresive, nu sunt de astea dizolvante. Ori noi avem cultura refrenului dizolvant, refrenului care te bagă direct, da? Și care toarnă zoaie peste tine. Asta deja nu are legătură cu palpitul unui stadion. Că stadionul trebuie să fie nu e un spațiu aseptic, atenție, dar trebuie să fie un spațiu care să te atragă, să-ți facă plăcere să te duci acolo. Oameni buni, punem frână aici fotbalului, că nu o să-l rezolvăm momentan, dar dacă citim o carte, s-ar putea să avem un gând mai bun. Știi că la un moment dat s-a dus cineva, cred că Alex Vărzaru de la Academia Cațavencu pe vremea aia, s-a dus cu o carte în tribună la Dinamo. Știi acest episod? A scris un reportaj. Și s-a dus și a început să citească cartea în mijlocul galeriei. Așteptând reacții, da. Și a scris despre chestiunea asta. Avea și un fotoreporter care l-a fotografiat de pe teren în mijlocul galeriei. Și reacțiile? A fost epic. Ce cu tine, bă, băiatul? Ai greșit, da, nu aici. Exact, da. Nu le mai țin minte exact, dar alăturarea în sine a fost glorioasă. Așadar, la noi în tribună se citesc cărți. Spuma filelor. Hai să facem spuma filelor, jucăm unul la unul, dar o să te rog să începi tu, eu doar o să anunț acest lucru, că mă duc la un eveniment, n-am apucat să o citesc întru totul, de asta zic. Domnul Cristian China Birta, cunoscut și sunele de chinezu, are cartea sa despre cum să lucrezi cu influencer. Deci, dacă vreți să știți cum să lucrați cu domnul Radu Paraschivescu, luați cartea și explică. Am fost promovat. Da, te-am ridicat la rangul de influencer. O să înțelegeți mult mai bine ce sunt oamenii pe care îi urmăriți pe Facebook sau pe Instagram, ce înseamnă ei pentru societate și dacă ei, într-adevăr, iau bani și în ce condiții iau bani pentru promovarea unor
produse, da, și chestiuni de... Acum, dacă tot ai adus vorba, vreau să întreb, te poți opune etichetării ca influencer? Nu te poți opune niciunui etichetări, adică dacă societatea vrea să-mi pună etichetă, ia ți-o. Da, știu, bine, societatea poate să mă consideră în fel și chip, nu știu, și penticostal. Ce, nu te consideri influent? Eu nu mă consider. Eu te consider pe tine foarte influent. Tu pe mine, da, dar eu pe mine nu mă consider, că eu sunt un purtător de păreri și un om care ventilează păreri, dar de aici până... Adică suntem în aceeași categorie cu oameni care adoră să fie considerați influencer. Una e indiferent una, dacă sunt alta, sau nu. Da, bun, dar nu poți să zici, ei adoră, ăștia nu adoră, dar sunt... Da, adică trebuie să ai tu un cuvânt de spus. Este rezultatul acționar. Te poți recuza, uite, dacă vrei. De exemplu, oamenii cumpără cărți după ce le prezentăm noi aici, nu? Adică avem exemple, ni s-a scris, ni s-au arătat. Se o formă de influență. Adică unii oameni au ales să citească ceea ce ai spus tu. Nu cred că mai ține... musai de noi, de-aia zic... trebuie recalibrată noțiunea, pentru că ea mi se pare că nu întrunește doar nucleul definiției, da? Merge și în alte direcții, adică influencerul trebuie să fie cineva foarte vizibil, foarte popular. Acolo e deja o vedetă, da. Da, și nu știu dacă e cazul. Chiar nu știu, că nu fac paradă de modestie. Știu că sunt un om ascultat. Da, știu. Te-a salutat omul din tramvai, Vatmanul, când am trecut împreună, ți-a făcut din mână. Da. Poate ți-a făcut ție. A și claxonat. Poate ți-a făcut ție. Pe tine te vede la televizor. Deci pe tine te-a claxonat. Nu ai fost niciodată la televizor. Când am fost la televizor, când eram mic. Da, era un Vatman care asculta Radio Europa FM. Da, asta e bun. Da, știu asta, adică nu nec aș fi un om cunoscut, dar parcă aș avea dreptul și eu să refuz o etichetă. Măcar pentru mine, refuz-o. De dragul meu, atât, să-mi fac eu plăcerea asta. Da, refuz-o, nu știu dacă te ajută cu ceva, dar nu tu poți să o refuz. Nu mă ajută, de confort psihic. Începi? Ok, încep. Da, uite, ca să mă pun în fason, prezint o carte care a apărut la Humanitas, dar nu de asta mă pun în fason, Carlo M. Cipolla, Legile fundamentale ale imbecilității umane. Este o reeditare la Humanitas, e foarte frumoasă. Și prima copertă avea motivul ăsta al celui care își taie craca la propriu, dar asta e mai arătoasă, este și o variantă hardcover cu supracopertă, mă rog, la editura Humanitas, cu un cuvânt înainte de Nassim Nicholas Taleb și cu o prefața mea. M-au rugat colegii de la Humanitas să scriu câteva rânduri, câteva pagini și le-am scris cu mare plăcere. Atenție, legile fundamentale ale imbecilității umane nu înseamnă un construct teoretic foarte sobru. Deci este o pseudo-cercetare, de fapt, amestecată și cu elemente de cercetare autentică și cu niște grafice la sfârșit care îți explică, dar și ascund, și care fotografiază, de fapt, realitatea anilor și deceniilor din urmă, pentru că Cipolla a murit de ceva vreme. Și chiar s-a făcut observația de oameni care au citit cartea, fie în prima ediție de la Humanitas, fie în alte limbi, ea a fost scrisă în engleză prima dată, că o asemenea carte n-ar putea fi scrisă și sunt de acord. N-ar putea fi scrisă astăzi și n-ar putea apărea... Aia, nu e foarte... corectă politică. Nu e corectă asta. Politic pentru că râde și nu râde, dar explică mecanismele prostiei, pentru că este stupidity, de fapt. Miruna Folgeanu, care face traducerea, a ales termenul imbecilitate și editura i-a respectat această opțiune. Stupidity înseamnă prostie, dar înseamnă o prostie conținută într-un areal precis. Imbecilitatea are și o componentă medicală și mi se pare mie că traducătoarea a mers dincolo de prostia gemă, prostia în stare pură. Dar oricum, seamănă într-un fel discuția asta cu discuția de la Ghidul Nesimțitului, pe care l-am scris eu în 2006. Ce facem? Îl înțelegem ca atare, ca pe un ghid de rele practici sau ca pe un ghid de bune practici în atingerea nesimțirii perfecte? Sau îl vedem drept un eseu ironic și fără nicio pretenție metodologică? Evident, în cazul meu nu era vorba de pretenție metodologică, era o glumă. Aici este o semiglumă, da? Ai niște explicații ale felului în care se comportă un prost sau un imbecil, al pagubelor pe care le produce, culmea, și asupra sa. Și aici există un fel de cultura păgubosului. Păgubosul e cel care le face rău altuia fără să-și facă lui un bine. Și eu cunosc persoane în situația asta,
am avut chiar prieteni, chiar colegi, care trișau și în același timp se trișau. Că înțeleg să le scrocherii, nu-i frumos, dar înțeleg logica unei scrocherii câtă vreme tu ai ceva de câștigat. Dar în momentul în care tu pierzi la un loc cu cel păgubit, înseamnă că ești prost sau imbecil după etichetarea de aici. Sunt 5 legi, ele sunt explicate foarte intens, foarte interesant, foarte amănunțit și te învață un lucru aparent simplu, în realitate foarte complicat. Cum e când gândești cu mintea ta? Și ce trebuie să faci ca să gândești cu mintea ta, ca să eviți influențe imbecilizante și ca să înțelegi corect statisticile și datele. Pentru că sunt aici niște surprize de tip statistic pe care nu vreau să le dezvălui acum și pe care cititorul le va găsi. Există o carte celebră, Conjurația imbecililor? Da, da, și oameni care au făcut legătura. Deci eu când am postat o poză cu cartea și două rânduri, au existat oameni care trecuseră prin John Kennedy Toole, da? Și da, care iarăși atacă tema asta de fapt e Confederacy of Dunces, mi se pare că da, e. Da, dar așa titlul. E tradusă la noi, Conjurația imbecililor. Da, da, la Polirom a apărut, nu știu dacă numai la Polirom, dar edițiile ultime sunt la Polirom. De acum mai bine de 20 de ani. Da, 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 da. Cred că la Polirom. La Polirom. La Polirom și eu știu edițiile la Polirom. Acela da, e un roman. Și Conjurația imbecililor este de fapt restul lumii care se învârte în jurul personajului principal. Da, Ignatius Riley. Da, ceva de genul ăsta care avea, cum să zic, era definiția ratării, dar, desigur, se lupta mereu cu o conjurație a imbecililor, a celorlalți. S-ar putea ca despre el să fie... Sunt lucruri, sunt porțiuni de hașurare, sunt lucruri comune între cartea asta, care, repet, e o carte care nu trebuie luată cum granosalis. Deci, da, sunt niște legi fundamentale, dar nu sunt nici atât de legi, nici atât de fundamentale. Sunt niște schițe de explicare a unei condiții precare a omului, prin raportare... Se aplică bine în România? Mă tem că da, până la un punct. Se aplică la primele noastre discuții de aici? Se cam aplică. Se cam aplică, se cam aplică, da. Și repet, e o carte pe care, nu știu dacă tot Occidentul, dar o parte din Occident n-ar mai vedea-o acum cu ochi buni, dar chiar ar avea rețineri, nu o publica. Nu vorbesc de America. Lasă că ajungem imediat la tema sportivă, că acolo putem discuta mai pe larg. Mă rog, nu chiar încheia asta, dar știi că nu mai ai voie să le spui oamenilor că e greșit sau nu mai ai voie să-i rănești. Ai rănit sentimentele când face o greșeală. Asta face, de exemplu, relațiile de muncă foarte dificile. Și mărturiseau oameni care trăiesc în străinătate că nu prea mai știu cum să pună problema la muncă. Păi când cineva nu-și face treaba, când cineva nu-și face treaba în mod clar și evident și dă performanțe proaste și nu ai voie să-i spui... Da, ai zbârcit-o. Ai zbârcit-o, că ai grijă ești bully, devii bully, știi? Da. Aici intri într-un impas, că și eu am auzit, există cultura asta de balanced feedback. Da, adică îi spui ceva negativ, că trebuie să-i spui, dar îndulcești pilula, îi dai și două, trei informații, dar vai ce bine vă stă părul din categoria asta. Dar dacă nu faci o observație negativă atunci când e cazul și dacă nu semnalezi un minus de competență sau de randament, ajungi în situația, în fundătura în care lucrurile o să meargă prost pentru că tu te-ai ferit să faci observații. Și o să obții rezultate proaste dintr-o bună intenție. Bun, să vi arăt pe creatorii de hituri, dar i-am tot pomenit, așa că voi face doar o semnalare, nu mă angajez foarte mult în ea, mai ales că e o carte pe care eu o recomand profesioniștilor media sau oamenilor care, sincer, au ceva de vânzare, bunuri de consum sau lucrează în domenii culturale. Chiar, adică e bună și pentru tine. De ce oamenii, de ce au anumite lucruri pe care le creăm succes și de ce nu au altele? Ce își dorește publicul și cum recepționează anumite lucruri? E și despre scriitori acolo? Există și despre scriitori, în mod evident, rețete de scris. De altminte știi că Stephen King are o carte care te învață să scrii. Da, The Art of Writing. Și, exact.
Și aia e o rețetă pe care trebuie să o faci de o anumită manieră. De exemplu, îi spune cineva de la Hollywood, acestui ziarist care se numește Derek Thompson. Da? Cartea a apărut la editura Publica. Derek Thompson este un ziarist de la o publicație mai nouă, dar de succes, o publicație de asta modernă, se numește The Atlantic. Este o publicație de feature-uri, adică de povești mai lungi, de reportaje, de documentare. Traducerea este de Iulia Bertea. E prima dată că spui fără... Da, da, am învățat de acum. Impulsul meu. Da. Are și un subtitlu, Știința popularității într-o lume distrată. Omul zice așa, domnule, lumea nu ține neapărat să-ți dea atenție, dar poți să-i captezi atenția și la un moment dat multă lume va da atenție unui lucru. Și te învață. De exemplu, personajul de la Hollywood spune așa, cum faci un film de succes? Și el zice în felul următor, iei 24 de lucruri confirmate într-un alt film și, de fapt, iei 25, 24 le păstrezi la fel și pe al 25-lea îl schimbi. De exemplu, dacă vă uitați la rețetele filmelor, ele sunt cam aceleași. Înfruntarea dintre bine și rău câștigă la sfârșit legendarul erou. De exemplu, Star Wars este un western Atunci când nu se termină prost, când filmele englezești, happy end-ul nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, da. De-aia nu sunt cele mai populare, nu? Ale americane sunt cele mai populare. Star Wars, spune el, este un western într-o lume stelară. Și el scrie după rețetă și spune așa, după cum vedeți, fiecare capitol începe cu o poveste pe care eu vă spun și merge către o concluzie. Muzica pe care o ascultăm vă este foarte familiară, că de-aia o ascultăm. Toate piesele aproape seamănă între ele și sunt scrise de o formulă care se numește ABBA. Da? ABBA însemnând părți, adică A, B, B, A, ceva de genul, de genul ăsta. Și spune așa, ai strofă, refren, strofă, refren, după care ai o punte, pentru că trebuie să întrerup familiaritatea și repetiția, ea ne place doar până într-un punct, ai oprit repetiția, ai făcut ceva diferit, după care te-ai întors la lucrul cunoscut. Așa se scriu cântecele. Îți dau o grămadă de cântece de succes care nu respectă rețeta. Care nu respectă rețeta asta. Uite, ascultă Pink Floyd, When the Tigers Broke Free, care e o piesă compusă de Roger Waters. Sigur că da. Da, dar n-are nicio treabă cu ABBA. Păi cu ABBA, cu structura asta. Păi vedem câtă lume... Pe... Da. Eu cred că Pink Floyd are succes. Are succes. Deși are succes. Sigur că da. Dar trebuie să te uiți și la să dezvoltă succesul ăsta. Okay. Sigur că sunt prinse niște, dar Wish You're Here e acolo, nu? Nu știu dacă e chiar acolo. Sigur că găsești contraexemplu. Michael Oldfield e acolo? Aș mira bine. Michael Oldfield nu e pentru foarte multă lume. Da, Britney Spears de care vorbim. Da. Dar sunt paliere ale muzicii. Stai un pic că nu... Sunt sigur paliere ale muzicii, dar zice de popularitate... Da. Sigur că ea se câștigă și având, aici intervine a doua parte, în care zice așa, e o teorie care aparține unui designer industrial, se numește domnul Loewy, cam așa ceva, și care în anii, începând de prin anii 50, a devenit designerul favorit al Americii, pentru că el făcea lucrurile să arate altfel, le-a considerat urâte. Unele dintre ele. Și aici, frigiderul este, așa cum apărea el în anii 20, este un lucru urât. Ce ar fi să-l facem frumos? Facem păr lung, că îi punem costum de baie. Să-l facem să aibă un măr mai deștept. Prăjitorul de pâine nu arată cel mai bine. Trenul cu tare nu arată cel mai deștept. Hai să le dăm înfățișare. Mașina, el a devenit unul dintre primii designeri de mașini. Și a spus, mașinile... Fordurile astea tape care se vând pe aici sunt urte. Ce-ar fi să le dăm mai multe culori? Păi, le dăm mai multe culori? Da, hai să le dăm mai multe culori. De ce? Pentru că lumea își va dori să vadă mașini colorate. Și atunci înveți pas cu pas să accepte noul. Și domnul acesta, și aici vine lucru care argumentează teoria ta, a zis așa, el are o teorie, se numește Maya. Most advanced yet acceptable. Adică publicul va accepta ceva, lucru cel mai avansat, adică va accepta ca tu să faci un pas înainte pe calea pe care el deja o știe, dar să nu fie pasul foarte mare. Trebuie să-i dai un sentiment de aha, dar nu trebuie să te duci undeva unde îi dă frisoane. De exemplu, că tot ai dat exemplu Pink Floyd, perioada Syd Barrett. Da, perioada
lunară, da. Siderală. Așa. Păi, Sid Barrett și el, da. Acta la Pink Floyd, da, era ceva, da, nu? Și da. De ce era? Și poate opera lui Sid Barrett în altă lume sau peste 50.000 de ani va fi extrem de apreciată. Dar era într-o zonă în care lumea a zis, bă... Apropo, recomand un roman care a apărut cu niște ani în urmă la Polirom, Rosso Floyd se cheamă, lui Michele Mari. Pink Floyd în roșu, mi se pare că s-a tradus, cred că așa. Foarte bun, foarte bun. Da, da. Spune multe despre și despre Barrett, și despre toți. E, în mare, asta este această carte. Iar vorbește despre rețetele popularității, despre mode, despre cum trece și vine o modă. Uite, a vorbit despre râsetele pe bandă, care au dominat industria televiziunii zeci de ani, dar acum încep să dispară pentru că a apărut alt gust și a fost recreat gustul. Și reacția publicului de acasă, din fotoliu, nu e un pic de sursasoaf? Nu rămâne un pic dezamăgit că lipsește... Acum, că lipsește banda. Pentru noile filme și pentru noile generații se pare că nu. Și eu aș râde, dar n-aud nimic undeva care să mă facă și pe mine să râd. Undeva spre anii 2000 a apărut o saturație. Da, era firesc. Oamenii au zis, pare aia. Și au început să facă filme mai complexe, care au început să diferențieze și ca filmare, spune el, în sensul că nu mai sunt cele trei camere, știi cum era filmat înainte un sitcom, pe un platou și erau trei camere. Necesitatea râsetelor a apărut pentru că filmându-se duble, publicul nu mai râdea când se filma 10-a oară. Da, da, și inginerul care a inventat asta a zis, bă, dar ăștia nu mai râd. Ei văzut să râde 10 ori scena aia, ce să mai râdă? Dar nu erau plătiți? Când ești plătit, nu mai puteau nici ei săraci să râdă. Da. Și le-a luat râsetele de la prima dublă și a inventat o mașină și le-a pus la conservă. La un moment dat, îmbunătățindu-se tehnicile de filmare, uite, de exemplu, cum e filmul ăsta Modern Family, el se filmează în alt tip de studio, nu mare public. Și atunci, e natural, și publicul de acasă simte, bă, dar unde să fie publicul? Că nu e acolo în spate, la Cheers, că la Cheers pe scenă. Da, poate ar fi să-l mai scoată. Și lucrul ce mai era semnala de premiile Emmy. Au început ca serialele cu râsete pe bandă să nu mai ia premii. Și producătorii s-au prinșit, bă, ok, cam pe aici s-a terminat, începem să facem altfel de film, de filme. O lectură interesantă, una peste alta, cred. Din care, dacă ești producător sau, mă rog, om creativ, e de învățat câte ceva. Da. Eu mă gândesc că eu acum încă traduc la Jonathan Coe, la romanul lui, care este despre Billy Wilder, regizorul. Așa. Și mă gândeam așa, cum ar intra el în grila asta a drumului spre popularitate, el fiind un refractar la metodele bătătorite și la drumurile bătătorite. Și mă gândeam, zic, cum ar fi, dacă ar putea să citească Derek Thompson, ce comentarii ar avea el, când voia putea să fie foarte sarcastic, și avea un licăr în priviri de multe ori, care îți semnala că ai călcat pe teren minat și că urmează o explozie. Un gând, dar... Păi, most advanced? Da. E acceptable. Adică și ceea ce face el are niște cărări, niște lucruri pe care le știm și o doză de acceptare din partea publicului sau din partea unui anumit public. Totuși se acceptă și producătorii de la Hollywood. Producătorii acolo, vor să vândă. Acolo e o... Producătorii vor să vândă. Asta, de adică exemplu, să le dai ceva pe care să-l vândă ușor. Comediile romantice au toate aceeași rețetă. Sigur. Da. Și se consumă cam la fel. Ce mai e? Eu mai am un volum nu doar pentru copii, deși apare la o editură dedicată în primul rând publicului tânăr și foarte tânăr, la editura Arthur. Uite, o carte foarte frumoasă. Fabule. Da. Fabule și vorbe cu tâlc. E o ediție, o antologie, de fapt, îngrijită de doi oameni, de Adrian Săvoiu și Diana Zografi, pe Diana o și știu, cu ilustrații de Adelina Butnaru, foarte frumoase ilustrațiile, și cu o distribuție în care
găsești tot felul de autori de fabule, de la Grigore Alexandrescu, care este un nume clasic, la Grete Tartler, care este un contemporan plin de har și o traducătoare excepțională, inclusiv din cultura arabă. Și găsești aici pe Asaki, pe Anton Pan, pe Caragiale chiar. Oare la pe ce vârstă Fontaine mai merg fabulele la copii? Mai merg pentru că nu sunt fabulele alea clasice. Unele sunt reinterpretări. Există aceeași fabulă în mai multe versiuni. Da? Există o fabulă care arată ca o mică piesă de teatru și care e scrisă de Nina Casian. Dar are niște ilustrații minunate. Da, 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 nu. Este un, în primul rând este un obiect frumos și îți dai seama că e reușită până ajungi la conținut. Ce frumoase prima impresie sunt. Este impresia vizuală. Ori asta, este, din punctul meu de vedere, e o reușită editorială. Și poți să o citești chiar dacă ai 70 de ani, poți să o citești și la 15 ani, sigur, cu alți ochelari, cu altă percepție, cu alt sistem de referință. Adelina Butnaru este, da, ilustratoarea. Este ilustratoarea. E împărțită pe mici căprării, fiecare dintre căprării rezervată unei anume trăsături de caracter, fie ea lăcomie, fie ea egoism, fie ea dorință de a păcăli, cu exemple. Iar exemplele astea sunt livrate sub forma unor fabule scrise cu miez, traduse, când e cazul să fie traduse cu umor, și repet, uite, Alecu Donici, nu mai citește nimeni Alecu Donici. Da. Dacă te duci la bibliotecă, nu o să iei un volum de Alecu Donici. Da, ar fi bine găsești să citească, că poate le pică la bac. Da, dar dacă îl vezi aici alături de Caragiale, de pildă, alături de Cincinat Pavelescu, care era unul dintre fachirii epigramei, alături, știu eu, de Alexandru Mușina, poetul brașovean care a murit cu câțiva ani în urmă și care era un poet de o mare sensibilitate și de o mare cultură, atunci poate că ți se trezește apetitul și pentru oameni din timpuri îndepărtate, pentru că ai și contextul, ai un context care te stimulează. Că dacă aveai 17 pașoptiști, spuneai, mă, astea sunt lucruri vetuste, cine mai stă să citească? Dacă când ai și porțile astea de realitate și de contemporaneitate și de ultime tendințe în materie, succesul, nu știu dacă e asigurat, dar în orice caz șansele de succes sunt mai mari. Dar e o reușită editorială, în primul rând, mi se pare. Extraordinar de bine. Foarte frumoasă. Deci, editura Artur, Fabule și vorbe cu tâlc. Să spunem două vorbe și despre cartea lui Vasile Ernu, gânditorul de stânga din Republica Moldova, stabilit în România, Sălbaticii copii dingo. E o carte cu o doză mare de melancolie, cartea aceasta, pentru că este autobiografică. Vasile, putem să-i spunem Vasile, nu? Că suntem la Pertu, ne cunoaștem cu toții. Sigur. Deci Vasile descrie o perioadă de transformări importantă în viața fiecărui om, trecerea prin adolescență către prima tinerețe, care în cazul lui se suprapune unei transformări fundamentale a lumii în care trăia. Adică era trecerea de la comunism la... La postcomunism. Da, la postcomunism, cred că e termenul corect. Trecerea prin perestroica în Rusia. Da. Și ce se întâmpla în, și cu el, ca tânăr de 15, 16, 17, 18, până la 20 de ani, dar și cu țara în care trăia la sfârșitul anilor 80. Cartea este, aș zice, o frescă foarte bună și interesantă a lumii moldovene. Adică o să înțelegi mai bine cine sunt oamenii ăștia, ce probleme au, cum se raportează la anumite gânduri ale noastre, cum se raportează la unitate, cum se raportează la Rusia, prin ce au trecut. Pentru că sunt văzute dintr-o zonă foarte umană. Schimbările politice, dar și de viață de acolo, sunt văzute dintr-o zonă foarte omenească. Nu e ca o carte de istorie. Este istoria unui adolescent care se uită la lumea din jurul lui, care, pe care o știa închegată într-un fel, și el trăia într-un fel, și deodată tot ce are în jurul lui... Se destramă și se recompune. Se destramă și se recompune. Spre norocul lui, să zic. El pleacă către România și își duce anii de facultate la Cluj. Vasile, la data respectivă, ferm luptător anticomunist, ceea ce, sigur, iată, astăzi, 30 de ani mai târziu, el nu mai este anticomunist, dar el are accente și cred că e socialist de-a dreptul. Este un om de stânga dedicat, declarat și închegat. Cartea are și nota asta ideologică și se simte prin toată cartea și la un moment dat devine așa apăsătoare.
pentru că sentimentele lui se amestecă cu această gândire de stânga de astăzi, încât la un moment dat Vasile spune că, mă rog, a văzut multe locuri în lumea asta, de la Vladivostok la Florența, dar că cea mai dragă imagine a lui rămâne termocentrala de la Ciocana, toamna văzută pe cerul Chișinăului și așa mai departe. Și o mică replică de om teribilist. Da? Adică, e aruncată să te șocheze. Eu știu, îmi spui, da, băi, mă șochez greu, dar adică, e adevărat, ce să vezi în Florența? Da. O adunătură de pietroaie, vechi majoritatea și... Termocentrala de la Ciocana, fi mai... E altceva. Dar n-aș vrea să se rețină doar asta din cartea asta. Cartea e impregnată de gândirea de azi a lui Vasile de Stânga, deși el spune... Dar e firesc, adică nu poți să te falsifici, că n-are rost. Și probabil că bine că a făcut așa, că rămâne el. Pe de altă parte, el având o istorie, uite, protestele de la Chișinău din 1989 sunt declanșate după arestarea 9 tineri, între care făcea parte și el, da? El a protestat în fața Ministerului de Interne pentru modul în care își făceau datoria la manifestațiile anterioare și a fost printre cei arestați. Și are această istorie acolo. E o carte interesantă pentru că are și multă poezie moldovenească sau rusească. Ea se croiește pe fondul unor cântece ale unei trupe celebre în Rusia respectivă. Kino se numește trupa respectivă. Are un vocalist celebru, Victor Tsoi, și ei erau fani, traduce versurile din rusește. Am ascultat în timp ce citeam. Ca mă gândeam că o să o faci. Da, dar n-am înțeles nimic și trebuia să mă întorc la versuri. O muzică rock plăcută, dar cu o barieră mare pentru noi. Aș recomanda-o pentru că chiar e un dosar bun pentru Moldova. Dacă zici, cine sunt oamenii aia? Păi, uite, cam așa sunt unii dintre ei, cam asta li s-a întâmplat, cam asta gândesc. Ok. Astea sunt cărțile de astăzi, acum că avem masa plină, te spunem și de ce am ales să mâncăm lucrurile acestea. Bun, stimați prieteni, haideți că revenim. Oale, pulcele și tigăi. Astăzi vorbim despre aluaturi. Da. Aluat de aici, aluat de acolo. Merdenele, pateu și covrigi. Da. Nu faceți ca noi. Mi s-a făcut poftă de merdenele, recunosc toată această chestiune, în urma unei discuții pe care am purtat-o curând și am zis, mă, cum ar fi să luăm niște merdenele? Am râs, n-am găsit, noroc că le-ai găsit tu, eu am găsit doar pateuri, am avut o conversație delicioasă cu doamnele de la patiserie, care n-aveau card, n-aveau POS și eu aveam 13 lei în buzunar, că doar nu știi, am cash la mine niciodată. Și vă mai dau eu o carte. Nu, dar a început să râdă de mine, eu zic, da, card n-aveți aici? Card, bă, m-a luat întâi la mine. E bună, nu știam. Da, da, exact, da. Și zic, dar nu e aici niciun de ăsta să scot bani și a început iarăși să râdă de mine și mi-a zis... De unde l-ai luat? De la Apusului. Aha. Și a început iar și a zis, la bulevard, domnul. Uite, bulevard aici în spatele meu. Și zice, nu, la bulevard, la Iuliu Maniu. Așa. La Iuliu Maniu mai era un kilometru. Da, da, da. Și zic, râdeți dumneavoastră, râdeți, dar știți ce se întâmplă? Și mi-a zis, cam ce se întâmplă? Zic, eu o să cumpăr mai puține. În loc să cumpăr 10, am să iau 5. Da, că de atâta am. Că de atâta am. Pot. Că dacă aveți dumneavoastră, luăm 10. Și o doamnă din spate s-a prins cum curgea discuția și a zis, haideți că vi le dau și mi-am acest banii de seară. Și am zis, lăsați că nu știu dacă mai trec pe aici. Dar a fost așa. Discuția a fost delicioasă. Știi că i-a avut o surprindere. Adică cum, domnul cu card ar fi cumpărat mai mult? Da, ar fi cumpărat mai mult. Iată că lumea se schimbă. Dar altfel, poate asta face delicios asta, că dai bani din buzunar, că iei una, nu 10. Da, acum... Depinde, că în cele mai multe locuri există POS și poți să plătești cu card. Asta chiar... unde ai zis la evangheliști. Da, cu excepția lui Petru, am înțeles. Da, Petru nu e evanghelist, dar cred că se acceptă și la Petru cu cardul, dar în orice caz la Luca se acceptă și la Matei. Da. O să-ți spun, am verificat azi. De ce le-am ales totuși? Că de mâncat, nu știu dacă o să le mâncăm, puțin probabil. Arată foarte bine... conferă un soi de belșug mesei, dar este belșugul de masă făcut de niște lucruri care nu se mănâncă la masă. Că aici e toată povestea.
Noi acum am făcut un amplasament. Ok. Dar astea sunt lucruri pe care le mănânci de-a în picioarele mergând, de obicei. Și ferească Dumnezeu o mașină. Și ferească Dumnezeu o mașină. Știu. Știi de ce. Da, eu n-am... Da, tu n-ai, dar oricum nu ți-ar da voie, Irina, să mănânci așa ceva în mașină. Bă, nu, nu mi-ar da voie, punct. Deci nu mașină. Da, nu, dar mașină curge foietajul ăsta peste tot, e un nenorocire. Dar asta este o formă de prietenie cu masa, o prietenie în mișcare. De obicei, masa impune un ceremonial, să zicem. Mănânci cu familia, mănânci cu prietenii, poate mănânci singur, dar tot se aranja acolo o farfurie, un pahar, eventual niște tacâmuri. Mama avea și suport de tacâmuri. Adică eu mergeam la ea, eram... Suport de tacâmuri. Suport de tacâmuri și rare ori mai mâncam pe la ei în ultimii ani, dar dacă o făceam, era imposibil să lipsească suportul pentru furculiță și cusit. Nu exista. Putea lipsi mâncarea, dar suportul nu lipsea. Veneam cu Irina, la fel. Aoleu, odată am uitat suportul de tacâmuri. Zic, da, mă, că noi în sectorul 3 știm și fără suport. În răspărul acestui ceremonial al mesei, care presupune convivialitate, presupune tihnă, presupune și un comerț de gânduri, nu neapărat de calorii, am ales varianta asta frugală. Da? Deci este opusul mesei ceremoniale. Este masa frugală, masa de-a în picioarele. Frugală? Frugală. Frugală, nu caloric. Eufemism, da, e un eufemism. Adică, sunt lucrurile pe care le iei ca să le mănânci la serviciu eventual, ca să le mănânci în metro, deși n-ai voie, ca să le mănânci pe stradă, pe trotuar. Da? Nu sunt lucruri care să necesite o scenografie, care să necesite un decor, care să necesite o prefață spirituală sau nu. Sunt pur și simplu lucruri de vârât la ghiozdan, cum se spune argotic. Primii ani de jurnalism, după cum mă vezi, eram și noi mai slab, dar am trăit cu din astea. Dar nici nu erau bani. Adică masa de dimineață și uneori cea de după amiază, din astea erau constituite. Dar sigur, da, noi avem simingerie la Casa Presei. Există o simingerie acolo. Cu iaurt? Nu știu dacă au și iaurt. Sau, mă rog, hai, nu simingerie, patiserie. Deja pe la 1:30 bate vântul. Nu prea mai găsești mare lucru. Da, e mâncare de asta, de... Nu știu, nu avem... Poate și din cauza lor că nu avem o cultură a statului la prânz, la masă, e mai ieftin și mai așezat. Așa, dar adevărul că sunt bune, mai ales când sunt calde. Sunt lucruri care îți umplu burta pe loc și îți abat foamea și care îți fac probabil mai mult rău decât bine, dar ești dispus, dacă sănătatea îți permite, ești dispus să accepți răul ăla, dar acum să nu fim ipocriți. Mă, unele sunt și foarte bune. Să știi că noi, eu unul, am cunoscut merdeneaua când am ajuns în București. Așa. Prin părțile mele de lume nu se făcea. Este probabil o invenție mai sudică. M-am uitat la Dan Alexe. Dan Alexe spune că vine din cuvântul din iraniană, de pe undeva. Da. Cred că a trecut și prin Turcia. Da, ceva care însemna învârtit, ceva de genul ăsta, probabil a luat învârtit și pus unul peste altul. Aveam covrigi, aveam pateuri. Da. Aveam niște strudele umplute dulci sau sărate. Că pateurile ar fi ale noastre, că nici alea nu sunt. Chiar nici nu știu de... Da, ale cui sunt pateurile? Cine știe? Că fiecare își revendică patentul pentru pateu. Industria merdenelei am găsit-o aici. Deci când am ajuns în anii 2000 la București, la începutul anilor 2000, toată lumea mânca merdenelele astea calde, umflate, așa, se așezau în tine. Câteodată prea fierbinți ca să te poți bucura de ele. Câteodată cu brânza scurgându-se sau țâșnind după o mușcătură inabilă. Da. Ține de seriozitatea patiseriei respective, cât de bune sunt. Cred că da. L-am șocat pe amicul Decebal Rădulescu, pe care îl știm amândoi și cu care eu mai împar studio din când în când pe la DigiSport. Fabulam așa, probabil că era foarte foame și începusem cu ceva asemănător. Și el mi-a spus, Răducu, să vii tu odată la Câmpul Lung, el e din Câmpul Lung, Mușcel, să vii tu odată la Câmpul Lung și i-am spus, zic, la iepuraș? Și s-a uitat așa, zice, tu știi de iepuraș? Zic, am fost la iepuraș. Cum? Și cum ai fost la iepuraș? Că am fost de 2 sau de 3 ori la iepuraș. Da. Au cele mai bune merdenele din România. Iepurașul, da, e foarte bun și pentru dulciuri, și pentru bomboane și pentru astea, dar pentru covrigi și sunt niște covrigi musceleni cu ou, aia te duci la un băiat și o fată.
în câmpul acolo lung. N-am ajuns. N-ai ajuns? Trebuie să mergem. Sunt două. Da, da, da. Este un băiat și o fată. Au un covrig și o covrigă. Un covrig și o covrigă. Au niște covrigi, dar în plouă în gură. Și, mă, și la mâncare nu mâncăm. Acum, deci este absolutamente senzațional. Deci, dragii noștri, e clar că după ce vom termina registrare, vom hali. Nu mai rămâne nimic aici. Dar mie îmi plac tare mult și eu m-am îndrăgostit de scones. Scones. Da. Da. Alea sunt formidabile. Deci din alea aș putea mânca oricât astea. Sunt un fel de pâinici amestecate uneori cu brânză, alteori nu. De în Scoția și din Anglia, dar cred că în general în Scoția, Doamne, cât de bune sunt. Deci sunt echivalentul sărat al muffinului? Nu chiar. N-arată ca un muffin, arată ca un gogolei. N-ai mâncat? Sunt un gogolei de pâine așa, care arată ca o chifluță, dar cu altă consistență a aluatului. Și umplutură sau nu? Nu, nu e făcută o umplutură. Dar se vede că-s plouă. Brânzica e pusă cumva în aluat și ea se lășuilește în aluat, dar n-are un... Hai, termină. Serios vorbesc. Da. Mie îmi plăceau, eu m-am obișnuit cu covrigii la Lugoj. La Lugoj nu țin minte să fi fost covrigi cum poate erau, dar nu-i țineam eu minte. În schimb, erau niște covrigi ca ăștia, dar cu multe pete albe, așa, de sare. De sare? Pusă pe ea, așa. Și mie îmi plăceau ăia din care era sarea și pe aici. Așa, deci puteai să rupi sarea și să o mănânci. Da? Mâncai sarea așa, nu? Da, mie îmi plac ăia cu semințe. Este invenția de Dar semințele alea cad, măi. Și cad mai mult din pungă. Știi că rămâne pungă? Noi la serviciu luăm din ăștia și se aduce câte o pungă de 10, în care și la sfârșit în pungă, la sos cine mănâncă semințele. Cine mănâncă semințele din pungă, că ultimul va prinde și o grămadă de semințe. Știu, bune. Foarte bune. Nu mai pomeni de bune. Asta e să sunt ceva, dau un fel de dependență. E adevărat. Propun să ne oprim. Intervenția medicului. Da, să ne oprim aici. Este cea mai dezastroasă bună mâncare cu putință. Cred că și micii, dacă ei sunt un pic mai ok decât asta. Nutriționist, dacă te-ar pune să alegi între merdenele și mici, te-ar pune să alegi mici, probabil. Zici? Că-i mă gândesc că da. Că nu i-a luat ăsta. Da, posibil. Ca aport glucidic, ca toate, cred că astea sunt vătămătoare. Noi, pentru oameni care fac sport toată ziua și care au 25 de ani și musculatură de campion, pot mânca. Eu cred că de pe la 35 încolo, 40... Trebuie să mănânci cu mare grijă așa și m-am orientat, ca un experiment. Eu mă întreb care o fi vârsta la care poți să reîncep să mănânci așa. Cât trebuie să treacă? Să devii senior? Mai ca poți să-ți dea voie la un an de asta? Ca să-ți dea voie, da. Mă gândesc și fapt. Și în anii bisex două. Am văzut un film cu Michael Douglas, am uitat cum zice, are un metoda Kominsky. Mm-hmm. Michael Douglas a ajuns la 70 de ani și mânca o gogoașă din asta lungă, mexicană, cred că churros. Ceva de genul ăsta și se bucura foarte tare de ea. Și mă uitam Michael Douglas cât de slab este și de bine arată și se vedea pe el că... Eu cred că e slab și că a fost bolnav. A fost o vreme bolnav. Și avea o gogoașă, avea o gogoașă din aia. Facem una și cu gogoși? Să știi că am văzut astăzi un chioșc cu scovergi multe. Da. Nu mai povestesc, erau multe. Era un chioșc în care doamna aia vindea numai așa scria, scovergi, cogoșile alea, așa, să avea vrahuri întregi, stile. Nu ne cunoșteam noi pe vremea aia, dar când era Dunkin' Donuts la Piața Unirii, la ieșirea din metro, unde acum e Luca, mi se pare, mergeam și luam câte 6. Ce? Și le mâncai? Cogoși, da. Du-te de aici. Mâncam 2 acolo, la fața locului. Nu cred. Da, sub un tab, cum să nu țin minte și poza. Mă așezam undeva unde bătea un pic de aer condiționat. Ești mai rău ca mine. Da, păi tu n-ai diabet, eu am. Și luam o gogoașă cu caramel, cred, și una cu cafea. Și stăteam la o măsuță de 2 locuri și deasupra mea era o poză cu 2 copii fericiți care mâncaseră așa ceva și cu un bobtail. Asta țin minte, că era un bobtail așa foarte lățos. Și luam 6 pentru acasă. 2 le mâncai și 4 le păstri. Nu, te mai las să ghicești. Da, nu, îmi ajungea o zi, recunosc. A doua zi erau vechi, deja nu mai aveam niciun haz. Mult. Rău. Rău. O să le mâncăm mai încolo. Hai să vorbim de oameni care sunt fit, sunt sportivi, dar a apărut o nouă problemă în sportul mondial.
la Naomi Osaka, nu uitați că am discutat aici, da. Și am zis Simon atenție Biles. Că da. Sportivii mari dau niște semne pe care nu le-am mai văzut până acum. Revenim. Podium și Pluton. La ora la care la care ascultați acest podcast, Olimpiada a trecut și a existat un eveniment care probabil va aduce discuții și în anii următori. Simone Biles, marea campioană de gimnastică, s-a retras din competiția pe echipe, dar și din competiția individuală. După o săritură ratată. Așa, pentru că a spus, domnule, nu mă pot concentra, am probleme cu... nu-mi stă mintea acolo și renunț să fac chestiunea asta pentru că m-aș putea accidenta, ar putea crea alte probleme. Deci nu sunt îndeajuns de concentrată să iau parte la această competiție. Simone Biles este numită de presa americană in corpore, că m-am uitat în toate cele trei ziare mari pe care le citesc acum, cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Asta ca să vedeți că lumea s-a schimbat. Știu eu. Acum 2 ani de zile ți-am semnalat un articol, cred că tot în New York Times, care deschidea dezbaterea și spunea da. Mai este Nadia Comăneci cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor? Cum te uiți? Ei, da. Era deschisă întrebarea, astăzi aceeași autoare, după 2 ani de zile, spune Simone Biles, clar, este cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Da, nu știi. Nu știu. Ea dă o explicație și zice așa, spre deosebire de, n-a numit-o pe Nadia, că poate n-are toate datele, dar spre deosebire de campioana noastră, Dominic Moceanu, în 1996, antrenată de Bela Carole atunci, care a fost supusă unui regim de ăsta militar, da. Simone Biles, zice ea, este o femeie normală care își permite să își arate rochiile, iubiții, tatuajele, să spună că nu ține chiar dietă, cum țin. Dominic Moceanu se plânsese la data respectivă că avea voie la 900 de calorii pe zi ca să mențină în formă. E, nu, stai oameni buni... subsistență. Da. Da. E, oameni buni, zice acum Simone Biles, ea mănâncă, se simte bine, are o viață normală și de asta... Simone Biles este o mai mare campioană pentru că reușește performanțe similare cu ale Nadiei într-o epocă în care nu se mai aplică aceleași criterii de fier în privința gimnastelor. Ei, asta e o parte a discuției. Cealaltă parte este câte, că nu știu, aici o întreb ca profanul, a lăsat Simone Biles elemente care să-i poartă numele? Cred că există o săritură. Mă gândesc, da. Nu, întreb. Da, deci da, chiar da, e o întrebare, da. Nimic altceva, pentru că Nadia a lăsat. Nadia, până la urmă, a avut primul 10 din gimnastică. Că a mai luat 6 după aia, dar l-a avut pe primul. Adică stupoarea a fost enormă. Toată lumea se întreba ce e cu tabela, ce notă vrea să arate, că nu se gândea nimeni la 10. Abia după multe zeci de secunde, Lisa a prins beculețul și a spus, nu, stai puțin, că de revăr, n-a greșit nimic. Și alea erau exerciții, sigur, de acum 40 ceva de ani. Dar exerciții de revoluție, de breakthrough, da? Eu țin minte exercițiul ei la paralele, Dumnezeule mare. Tot timpul te temeai că a scăpat bara, da? Și că încolo era, de fapt, o trecere, un element de legătură. Ei, nu-mi dau seama. Sigur, noi, fiecare cu subiectivismul lui. Sigur că eu chestia nu poți să definești. Noi, dintr-un soi de patriotism, să zicem, a noastră, că a fost prima, că a luat 10, că a crescut în condiții grele de adversitate, că știm cartea lui Stejurel Olaru, că a trebuit să concureze împotriva unei lumi libere, unei lumi care avea acces și la medicamentele cele mai bune și la recuperarea cea mai bună și o lume necrispată, nesupusă presiunilor ideologice, lumea occidentală, că în restul RSSR, DG, China, presiuni câte vrei. Fiecare tabăr are argumente pentru supremația uneia sau alteia dintre sportivi. Dar nu știu dacă merită făcut un clasament all time. Știi cum e. Da, aici, presa... noi suntem prizonierii statisticii. Dar acum, e, greu să compari, e greu să compari perioadele între ele. Adică e ca și cum ai spune acum, domne, Germania de astăzi, sau campioana care e? Italia, campioana europeană. Ar bate măr Brazilia 70. Păi n-ai domn să știi. Sunt alte lumi.
Acum, sigur e cu totul altceva. Lume, pentru că n-ai fi auzit niciodată discursul acesta de la un sportiv acum nici măcar 10 ani. Sigur. Da. Nadia, de exemplu, a devenit eroină pentru că a concurat cu o infecție la mână și cu nenumărate accidentări și ducând greutate și durere în spatele ei. Durerea a devenit sinonimă cu viața sportivului profesionist și am întâlnit în multe situații și am admirat pe sportivii care cu durerea au săvârșit niște lucruri fantastice. Vezi Cristina Neagu, ca să luăm exemplu lângă noi, Cristina Neagu care a jucat finala câștigată de Liga Campionilor în jumate de picior, da? Și cu niște dureri groaznice. Dar aș putea adăuga zeci și sute de exemple de sportivi care sunt sinonime, cum se cheamă, ăle cu, știi tu, sacrificiu, dăruirea, mie nu-mi place asta. Dar sunt sportivi care au jucat trăgând de ei pentru că aveau un și scop acolo. Privațiunea e o componentă a sportului. Exact. Eu trebuie să faci concesii, compromisuri, cu durere formidabilă. Agassi, pe care îl avem acolo, la planul general cartea lui, spune așa, dorm pe podea înaintea marelui șlem, da? Pentru că din pat nu mă pot ridica, sunt un bărbat de 36 de ani și viața mea e sinonimă cu durerea. Cartea începe cu descrierea unei scene de după jocul cu Bagdatis, în care Agassi și Bagdatis sunt prăbușiți pe două mese de masaj și se țin de mână, uitându-se la televizor și spunând, noi am făcut chestiunea asta la care publicul a plecat în urale. Lumea s-a schimbat și acum Simone Biles și spune, vine și spune așa, nu e nevoie să sufăr. El spune, nu vreau să sufăr, nu e nevoie să sufăr. Și lumea iarăși o aplaudă. Genul spune, dumneavoastră, uite, în sfârșit are dreptate. De ce să sufere? De ce să sufere când face sport sau pe drumul ei de a fi cel mai mare sportiv al tuturor timpurilor? Ori asta s-a schimbat. Naomi Osaka ne-a zis prima și ne-a zis, nu, nu mai faceți lucrurile astea, că eu sufăr aici. Nu mai spuneți mie că trebuie să sufăr. But it comes with the territory. Adică, până la urmă, e o condiție implicită. O suferință de un tip sau altul. Nu se poate fără. Cel puțin într-un sport ca tenisul, care înseamnă și bani mulți, care înseamnă efort individual, mă rog, lăsând la o parte dublu, dar înseamnă efortul unui om, înseamnă expunere, iar expunerea vine și cu bune și cu rele. Asta e. La Simone Biles, la fel, gimnastica nu e un sport în care să nu suferi. Adică dacă vrei să nu suferi, să faci un sport de performanță, poți să faci badminton. Că nu cred că suferi la badminton, dar nu știu ce relevanță are. Mai puțin, prin comparație, mult mai puțin. La volei bănuiesc că suferi ceva mai puțin decât la tenis. Aici judecata, și răspunderea se disipează. Judecata care se pune în momentul acesta din perspectiva trecutului, sigur că fiecare om e să spună, dom'le, poate sau are voie un mare campion în fața nației sale, echipei, a coechipierilor să spună, păi eu astăzi mă dau deoparte pentru că nu am mințile aici și pentru că nu vreau să-mi provoc o suferință? Are dreptul să o spună în măsura în care declarația urmată de gestul ca atare sunt în folosul echipei. Aici n-au fost. Aici n-au fost. Da. Probabil că dacă era ea, poate. Nu știm. Nu știi. Vorba nu a ministrului. Nu știm dacă... Nu știm, da. Oricum, în asemenea situații e prevăzută o rezervă. Statele Unite au luat argintul și acum, sigur, putem purta o discuție. Nu, ar fi luat aurul dacă această sportivă formidabilă? Nu știm. Nu, da, e contrafactualism. N-ai cum să știi, mai ales că și rusoaicele le-au ratat. Am văzut căzături și la ele. Am văzut exerciții imperfecte. Am văzut și un exercițiu splendid la Sol, la Melnikova, mi se pare. Dar nu ai cum să anticipezi. Oricum, e un precedent. Așa e că am intrat într-o lume nouă. Da, sigur că am intrat. Vorba de 6 luni în care primim mai multe exemple. Da. Are să spunem care mari sportivi delimitează noi teritorii. Și spun, dom'le... Da, eu nu încetez să fiu om când sunt sportiv, ca asta spun ei, de fapt. Da? Rămân în continuare om. Chiar dacă mă cațăr pe o bârnă și fac tumbe, esența umană rămâne aceeași. Și în momentul în care eu nu pot și nu sunt adunat 100% pe ceea ce trebuie să fac, risc să, ca greșeala mea să se repercuteze asupra echipei și atunci mă dau la o parte. Pentru că ea nu s-a dat la o parte înainte de concurs, s-a dat la o parte după o săritură cu aterizare compromisă. Da? Și atunci, ce era de făcut? Era de schimbat, ca la fotbal, ca la... Păi, alte sporturi. Și noi nu admirăm... Ba da. Era de făcut lucrul ăsta. Asta spun. Eu nu cred că ea a făcut un lucru de nefăcut. Nu l-au mai făcut alții până acum. Nu l-au mai făcut alții până acum. Eu privesc cu surprindere și mirare pentru că pentru mine campionul absolut este cel care se duce până la marginea suferințelor
fizice și mentale, așa am fost crescuți. Nu că nu pot să admit noua idee. Am uit la Nadal, ce a putut să facă în unele momente pe terenul de tenis, când a împins suferința dincolo de limite inimaginabile. Este un tip de disciplină care presupune la Nadal și la alții o doză de fanatism. Pe care această nouă sportivă a zis, domnule, Simon Biles nu mai vreau să mai trăiesc aici. E de înțeles. E de înțeles și e de văzut cum va lucra acest precedent. Dacă vor mai exista și asemenea decuplări, în momentul în care simți că nefiindu-ți bine ție, s-ar putea să nu-i fie bine nici echipei, fiind vorba totuși de echipă. Da, nu știu. Dar de ce nu până la urmă? Da, da, e un act de trădare? Nu e un act de trădare. De ce nu? Da. Nu, că nu e un act de trădare față de nimeni. Sigur că ar fost interesantă discuția în România, asta are foarte departe, dacă unul dintre echipierii, coechipierii sau unul dintre sportivii noștri ar fi spus nu, trag linie, uitați, nu am tot ce-mi trebuie la mine astăzi să fac treaba asta. Până la urmă e ceva onest. E o doză mare de onestitate aici. Sigur că dorința noastră a publicului va rămâne, dar totuși trebuie să încerci, nu? Și dacă ai fi antrenor, un sportiv matur la vârsta asta și la performanțele astea, chiar dacă ești antrenor, nu prea mai ai ce să-i spui. Nu prea mai e și el s-ar putea să știe organismul un pic mai bine și să știe psihicul, mentalul mai bine decât îl știe antrenorul. Asta înseamnă că se vor produce niște schimbări în sport. Bănuiesc că se vor produce niște schimbări în interacțiunea noastră ca spectator cu sportivul, dar și cu partea economică. Se vor produce niște schimbări pe care, sigur, generațiile noastre le vor accepta în anumită natură, dar dăm voie să trăiesc un tip de nostalgie și legată de toți campionii pe care i-ai pomenit aici. Da. Zatopek. Da. Era un schimonosit, era ceva... Nu era cred că Zatopek ar fi putut să spună. Cum să spune? Zatopek sau Zatopek? Zatopek. Cred că Zatopek ar fi spus vreo secundă, astăzi n-am la mine ce-mi trebuie, n-o să o fac. Eu cred că Zatopek ar fi murit acolo. Ar fi murit acolo, dar Zatopek nu avea o echipă care să-i reproșeze pasul greșit. Sigur. Simon Biles a făcut-o, nu cred că a făcut-o doar pentru el, a făcut-o și pentru echipă. Da, e corect. Zatopek era el. De vedere. Și el avea altă alcătuire și era altă lume. Explică lui Roichin treaba asta, că Roichin a avut mai mult. Nu i-aș explica lui Roichin. Explică lui Roichin, să mă apropii la mai... A venit un jucător să-i zică... Știți, am o fractură deschisă. Da. Hai că îți mai fac eu una. Asta dacă ar fost reacția. Dacă nu intri, dacă chiar în momentul ăsta. O să ai o dublă fractură. Exact, da. Dacă nu să mai ești cu ce exemplu dai și tu. Da. Altul nu mai veni la temă. Da. Și te duci după aia la cursuri de actorie cu Vinnie Jones. Au mai rămas câteva petice din tine neînvinețite. Îmi propun să mă ocup. Să încheiem în această notă, propun... Mi-a adus aminte acum de Roichin, zilele astea mi-a tot apărut în față o fotografie. Știi că există meciul acela din 2001 în care Manchester United se duce la Bayern München. Așa. Și pe teren, la fotografii, fotografiile alea de să fac înainte, apare celebrul ăla cetățean de tot intra pe teren și se fotografiază alături de echipă. Există în fotografia aia un singur om care miroase ceva. E Roichin care stă la fotografie. Care simți sânge. Da, și se uită în dreapta și probabil că numără... Da. Ce, în câte secunde l-aș ajunge? Până să vină Stewart, asta aș veni eu. Da. Ce înseamnă spiritul și atenția unui mare campion? Pentru că erau 11 acolo, Barthez pare că... Da. Ceva, dar la Roichin e clar. Roichin s-a prins. Da, l-a reperat imediat. Da, l-a reperat. Și un corp străin trebuie eliminat. E cea mai bună pedagogie. Kill him. A fost ziua lui... Aveți un fundaș dreapta la Real Madrid, cu V, Verdasco, nu? Nu, stai că mi-aduc. Cu V? Avem fundaș dreapta? Nu mai avem fundaș dreapta de mult la Real. Era ori Valverde, Lucas Vázquez? Poate Vázquez. A fost ziua lui de curând. E doar așa. Dreapta. Să trăiască, să fie sănătos. E dreapta. Meci cu Atletico Madrid, că avea citatul. Meci cu Atletico Madrid, apropo de personaje de genul acesta, Morata aleargă foarte tare, se ține după el, încearcă să-i facă ceva. Și din spate se aude o voce, asta e povestirea lui, care strigă, omoară-l, omoară-l. Simeone. Nu, Simeone, e altă voce celebră, a plecat acum, era Sergio Ramos. Care dădea indicații tactice. Matalo. Ceea ce a și făcut. Încheiem, Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea, am uitat campionul olimpic. Mai avem campionul olimpic, da. Nu încheiem. Mai ținem, mai avem? Două vorbe.
Două vorbe. Cine? Două vorbe despre Carl Lewis, că tot am vorbit despre Simone Biles. Să vorbim despre Carl Lewis, pe care eu l-am cunoscut, ca să zic așa, dar fără să-i strâng mâna, la Universiada din 81, când stăteam într-un autobuz față în față cu el. Mergeam la stadionul 23 August, cum se chema pe atunci, actuala Arena Națională. Este unul dintre cei mai mari campioni din atletism, cu participare la 3 ediții de Jocuri Olimpice, erau să fie 4, el se pregătise și pentru 80, pentru Moscova, dar a existat boicotul occidental, după intervenția URSS-ului în Afganistan. Explodează la Los Angeles în 1984, era și la el acasă, suta de metri, ștafetă de 400, 200 de metri, după el va veni Michael Johnson, și săritura în lungime. Este un caz straniu. Dar era un atlet excepțional. Era o statuie. Era o statuie, o statuie care aleargă. Merge și la Seul, și merge și la Barcelona, unde ia aur. Deci el are medalii de aur, cred că 9 medalii de aur olimpice, și are două mari meciuri, plus medalii la campionate mondiale, la jocuri panamericane, la tot felul de competiții, la, nu mai știu cum se chema competiția, mă rog. Dar are doi oameni cu care își dispută rivalitatea, cu unul la 100 de metri plat, și anume Ben Johnson, canadianul. Care l-au prins ulterior. Canadianul care îl învinge la Seul, da, în 88, da. Îl învinge, el obține, Lewis obține un timp mai bun decât propriul lui record, Johnson îl învinge și Johnson după aia este prins, că s-a dopat, nu știu, a luat stanozolol și încă ceva, este descalificat, și se retrage lui Johnson și titlul de la un campionat mondial. Iar titlul ăla este dat tot lui Lewis, care venise al doilea. Iar celălalt adversar a fost Mike Powell la înălțime. Lewis a fost hăituit de ideea de a dobori recordul lui Bob Beamon, care data din 68 de la Ciudad de Mexico. Reușește să sară mai mult, Powell reușește și peste ce a sărit Lewis în aer liber. Lewis este în continuare deținătorul recordului indoor la săritura în lungime, în aer liber Powell este mai bun, dar este un sportiv absolut fenomenal. Deci era o plăcere să-l vezi alergând, avea impresia, avea sentimentul că vezi un TGV biped, că pleacă ceva, înainte de Usain Bolt, înainte de alții. Cred că doar între ei doi se poate face comparație. Bănuiesc că da. Între Carl Lewis și Usain Bolt, da. Văzându-i pe amândoi. A fost o vreme când apăreau și sprinteri europeni, Pietro Menea, de exemplu, care însă a pierdut, evident, în momentul când apar felinele astea din America sau din Jamaica sau din Africa, din Canada, ok, cum era Ben Johnson, deja sprintul european, sprintul alb, da, să nu ne ferim de cuvinte, sprintul alb pierde teren, pentru că probabil că există și niște caracteristici fizice prin care sportivii de culoare ajung mai repede. Deci este o serie nesfârșită de campioni, dar niciunul nu m-a impresionat, nici măcar Bolt, nu m-a impresionat ca estetică a alergării și a elanului pentru săritura în lungime. Deci era depredat la școală. Carl Lewis, cred că este o statuie greacă. Este, da, da, da. Cam așa arată. Este, da, deci este o statuie renascentistă, dacă îl privești de sus până jos. Da. Frumos. Perfecțiune, da. E perfecțiune în tot ceea ce făcea. Bucurie să prinzi epoca în care se vezi și pe Lewis și pe Bolt. Da. Și spun, eu am stat în autobuz cu el fără să știu cine. El venise la Universiadă. Atunci era prea mic. Era în 79. Bătuse, sărise deja în școală, în liceu, sărise 8 și 13. La lungime, atenție. Da? Și a venit aici și mai în spatele autobuzului era Calvin Smith, care vrea să fie marele campion la 200 de metri. Da, deci a fost un autobuz al fericirii pentru mine. Așa, în cenușiu ăla din 81, cu toate restricțiile, cu criza care începuse să-și arate colții, simplu fapt că împarți oxigenul cu Carl Lewis, fără să știi de fapt cu cine îl împarți, e un răsfăț. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă, ne întâlnim când va fi aproape toamnă. Să ne auzim cu bine. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.